Prima întrebare, cum să fac să pot mântuiesc toate păcatele la spovedanie? Păi, încercând să fiți curajoasă. Fiți curajoasă, încercați să înțelegeți că a le rosti la spovedanie nu înseamnă că le rostiți doar ca să treacă singur. Lumea are sentimentul acesta că e obligat să vină la popă să-i spună popii ce păcate are. Uite, faceți abstracție de noi. Dacă toată taina spovedanii vă roagă frumos să faceți abstracție de noi. Dar să nu faceți abstracție de Hristos. Știți că nu spune păcatele, se rămân cu Adam și Eva care se ascund în copt între în boscheții din rai. Și Domnul îl întreabă ca un tată bun. Adame, Adame, pe unde mai ești? Și Adam, aici m-am pus pe truficiu, stau aici, am o problemă. Vedeți că în rai era o problemă dacă era dezgălat. Acum nu mai e niciodată. Și apoi e un exercițiu. Să știți că nu sunt niciunul dintre noi reușit la prima spovedanie, să spunem tot. Mai avem un strepe pe ceva acolo. Dăm cu vrajul la popă, știți, cam așa. Îl aburim, îl întoarcem, îl răsucim, îl împotrigăm. Dacă e un preot suficient de bun și slavă Domnului, l-ați avut pe Părintele Arsenie aici, fără lecții cum e să fiți spovediți cu el. Dacă le-ați dat un duhovnic bun, a zis că vă deșurubat toate în piese. Suflam și remontam. Omul nu-i schimbat fundamental. Argumentul că trebuie să ne schimbăm mentalitatea sexuală, de exemplu, pentru că s-a schimbat lumea, e falsă. Omul nu s-a schimbat. Tot două mâini, două picioare, creierul e același. Chimia creierului nu s-a schimbat. Îmi pare rău să-i anunțăm. Noi nu mâncăm după antropologie. Antropologia doar constată ce mâncăm. Nu ne comportăm după pasul sociologic al cercetării, ci pasul sociologic descoperă ce facem, de fapt. Așa și cu păcatul. Fenomenizează cu unii chiar nu cred că eu simt mirosul de tutun. Și întreb fumat, nu. Nevărăză. Ne-ai supărat, foarte supărat. Știți că lucrez cu alcoolicii de vreo 20 de ani și văd foarte simpatici pentru mine și aș vrea să sigur nu vă încurajează acum. Când stai cu el acasă și miroase și se comportă ca un care n-are altceva de făcut decât să te stoapă de înțețe, nu e ok. Pentru mine e mai simpatic pentru că îmi dau seama de neputință la din stat. Ei vin pe între 4 și 6 cărări au gândit. Și este, eu n-am ce în viața mea. Și zic, apă. Apa și dăunează grav la echilibru. Dar să știți că dacă luăm tonul de moraliști, de oameni care îi ceartă, care nu rezolvăm absolut nimic. Singurul medicament prin care veți putea să vă vindecați de frica de spovedanie este dragostea după cuvinte. Dacă nu are, mutați-o. Dacă nu simțiți că vă iubești așa, apucător și ca să zic proști, că nu frumos. Așa, deci sunt niște prostuți, așa, cu aere, cu fițe, cei care avem pe bagaj de inimă, și te ștepse, că mai avem și pe boală asta de invidie, pe letistă. Sunt toți avem câte toți. De aceea ne și avem ca frați că suntem toți câte puțin luați. Și atunci, încercați să înțelegeți că la spovedanie nu mergi ca să dai bine. Nu ești ca la coafor. Nu ești, da, nu ești lider de ceva. Ești un om păcătos, prăpădit, care n-ai vrea să iei o papară pe Părăția lui Dumnezeu. Atunci, liniștit, te supui acestui model. Problema nouă pe care eu o văd foarte des în ultima vreme este oboseala preoției. În ciuda faptului că unii spun că nu facem nimic, noi știm câte spitale de psihiatrie nu se deschid pentru că noi stăm în linia întâi. Că mare parte din darele sociale, din efortul social, din această greutate a vieții de zi cu zi, se oprește în preot. Sigur că nu avem specializări, nu avem diplome, dar avem, din când în când, ne mai cercetează după Sfânt și zice, băi, mai poți? Știți că e cea mai frumoasă bătaie de umăr, nu ți-o dau oamenii. Oamenii îți dau o bătaie de interes. După Sfânt, din când în când, îl cercetează pe preot și zice, nu mai poți, mă amărâie. Și apoi zice, mulțam, că e chiar mai mult. Și regenerez într-o splendoare duhovnicească pe care chiar nu Duhul lui Dumnezeu să vă. Cum aș putea să mă înțeleg mai bine cu părinții? Am prieteni cu care vreau să întemeiez o familie, dar părinții nu-l acceptă și îmi grădesc libertatea atunci când vreau să mă întâlnesc cu el. Deci, repet, în teologia. Cred că părinții au dreptate. Încercați să intrați în jocul lor. De câteva săptămâni, la toate conferințele la care am fost, am citit și o carte de câteva lucruri. Fain. A unui psihiatru evreu ateu. Deci nu mă puteți acuza că ți
partea copilor. Un ateu simpatic de altă, care spunea în ce sunt ateu, slavă Domnului. Și continuă povestea. El povestește la un moment dat, am spus-o toate conferințele, îmi pare rău că mi le publică imediat pe internet, dar încă și mine. La un moment dat, îi povestește o femeie care venise în terapie la el și spunea că nu-și poate ierta părinții. Pe tată, în special. Fetele, tata, au o problemă. Cu mama, după aceea. Deci cu tata au venit de a se mărita și cu mama după măritiște obicei. Și la un moment dat, femeia vine și folosește că era foarte supărată de taică-sul și spera tot timpul să se poată învăța cu tața ei, pe când mergeau de acasă, de la ei, până la colegiul unde învăța. Cale și trebuie să venim. Și mergând așa, ajungeau la momentate care pierdeau oarecum relația și nu mai creia chestiul taică-sul, dar taică-sul în momentul acela, bă, nenorocit, prăpătiți ăștia, nu sunt stare să puneți un râu, mă, pute de rupe și un râț negru de fum. Asta se uita pe geam și păi, să-ți sănătos la cap, că pe geam i-a dădea un râu limpede, frumos, cu pești colorați. Totul perfect. Și, Doamne, cum să te înțelegi cu un om care vede o realitate atât de sumbră? N-ai cum, Doamne, nu. Nu te poți înțelege. Au trecut ani de zile, ea a încercat de două trei de aceeași problemă, la aceeași timp, aceeași reacție, l-a lăsat în plata lui, a plecat la școală, mare tatăl său, ia, în continuare, conștient de că avea căsul, era de nevorbit cu el în timp căptură, tot timpul se lega de un râu rău negru, când ea vedea pe râu curat, curat, se întoarce acasă, se aibă de mama ei după moartea tatălui și își duce fetița la școală în prima zi. Când și-o duce într-un spre colegiu, constată că dai căsul avea dreptate. Erau două râuri, în parte și pe celălalt al drumului. El vedea râul negru și murdar din partea stângă. Ea vorbea râul curat și limpede din partea dreaptă. Și spune ea terapeutului, ce abia atunci am învățat, că pentru a înțelege fundamental pe celălalt, trebuie să privești pe fereastra pe care el privește. Deci încercați să vă puneți la volanul vieții dumneavoastră în locul părinților. Să înțelegeți, mie mi-a fost greu, dar până nu mi-a ieșit. Să înțelegeți că și când mi se pare că vă vor răul, ei sunt în continuare la volan, care o perioadă. Și mai este ceva. Aud în ultima vreme tinerii că își caută foarte repede libertatea în iubire. Iubirea e mult mai grea decât libertatea. E singura libertate cu lanțuri absolute. Nu vă grăbiți. Și încercați să înțelegeți dacă ceea ce numiți iubire este cu adevărat iubire. Pentru că, în general, lumea de astăzi face un fast food din toate cuvintele. Mergem și a zis că ne dau diplome la toate credințele. Dacă faci pipilică, e diplomă că ai făcut pipilică. Dacă nu faci pipilică, îți dă diplomă că nu faci pipilică. Dacă vorbești, e diplomă că vorbești. Dacă nu vorbești, e diplomă că nu vorbești. A zis că avem, te duci la cursuri, ai diplomă de Colegiul Național de Servicii de Kellner Cultural. Dacă nu te duci și tot îți vrei și ajungi în Parlament oricum, deci trebuie să fiți atenți. Ni s-au furat cuvintele. Știți care este salutul românesc care a fost cel mai furat? Care aproape nu mai există pe piață. Să rămână mamă și să rămână tată. Degeaba ziceți mie popă să rămână și săriți să mușcați mâna, nu mă pasionează. Cei care trebuie să respectați mâna în primul rând, sunt părinții dumneavoastră. Doar dacă respectați mâinile acelea, are sens și respectul mâinii preoții. Abia atunci înțelegeți că pe părintele îl iubiți ca pe unul care vă naște în Hristos. Nu doar cel pe care vă ia pomenicele și apoi îl părâți la televiziune că vă lua pomenicul 0,00 bani, că mai puțin n-a dat. Înțelegeți? Deci vă doresc succes, să fi ales bine și să înțelegeți că a iubi nu înseamnă doar a te plimba pe țărmul mării, ci înseamnă a seca marea, dacă e nevoie să-l poți salva pe celălalt. Cum aș putea să mă înțeleg cu tatăl socru? Pe geamul lui.
I-ai luat fata omului. E un băiat care mă mai. I-ai luat ce avea mai scump. Cum ai vrea să te întâlnești cu el? Cu răbdare. Doveriți de fiecare dată că atunci când se încăpățânează, nu are dreptate. Cele mai faine revolte pe care le poți avea ca om e să se dovedești criticului tău că nu are dreptate. El e principalul dumneavoastră prieten. Nu știți asta. Vă spun eu. Un socul care își ceartă bine ginerele pe chestii obiective, e cel mai bun prieten al ginerelui. Ceilalți îți pot lăuda, îi pot face de toate. Socul nu întotdeauna de toate. I-a slab ce avea mai de preț. Lumina ochilor. Cum credeți că atât de acceptat să mergeți mediocru la venire cu lumina ochilor lui? Pentru a dobândi bucuria de a fi creștin, trebuie să devenim poruncile din Decalog. Iar una dintre porunci spunea să ne iubim aproape. Nu chiar în Decalog, dar e bine. E bine. De-aia e bună pentru o societate biblică pe care am văzut că au bunit tot câțiva femei. Acum sunt principalii donatori de Biblie pentru România în ultimii 100 de ani. Și de crescut cu conținutul legat de Biblie. Dar, mă rog. Uneori, ce se întâmplă atunci când noi nu ne mai înțelegem cu aproapele noastre și devenim inclusiv unii cu ceilalți? Înseamnă că ne-am prins degetele în coperta de la Scriptură. Am uitat că în sine Scriptura este un target de care trebuie să tindem. Dar niciodată nu reușim să-l atingem pentru că tot timpul avem senzația că suntem mai buni decât Cuvântul Scripturii. Vă dau un exemplu. Ne spune să ne iubim aproape. Și unii ne-au învățat că trebuie să nu ne iubim pe noi ca să ne iubim pe aproape. Când de fapt Mântuitor ne spune iubiți-l pe aproape ca pe voi înșivă. Păi dacă dumneavoastră nu vă respectați pe dumneavoastră, cum ați vrea să respectați pe aproape de dumneavoastră? De exemplu, când înjurați. Sigur că înjurați pe ăla, mai ales la televizor, vă și aude în mijlocul terenului, strigă ea 100.000 de oameni în tribune, sunt nu știu câte zeci de mii de kilometri de cablu de dumneavoastră și aia, mă sigur, la vă de cum înjurați ca datatul de viitor. Dar mă rog, nu mai vorbesc la față despre o să pierdeți și o să nu știu. Da? N-ai nicio legătură cu respectul de sine, faptul că vorbești cu mai spuneți câte o ironie. Tendința de a scoate un banc din când în când, ne ascundem în cuvinte foarte grandioase, neputința noastră. Ok. Dar să crește în ea tot timpul, înseamnă că există de respect față de tine. I-am zis la unul care în vară mă înjura cu numele unui preot care a pătimit și săracul, și a zis, doamna, pe mine mă cheamă Nepula. Pe bune. Dacă vreți, le dă pe fostul preot să discuți cu el. Poate ai o nevoie de dialog mai apropiat. Că unora le place să dialogueze mai apropiat. Ați văzut ce s-a întâmplat cu colectivul, ați văzut ce s-a întâmplat cu ora de religie, ați văzut cum s-au ridicat la mici, la fideu. Să știți că pentru mine, toți oamenii care au jignit biserica, au devenit prieteni mei. Cei mai buni prieteni mei. Pentru că Hristos mă învață să privesc aproapele, indiferent cine este aproape de mine. Indiferent cine este aproape de mine. Ce responsabilitatea mea față de aproape și care este bucuria creștină sau ce preț poate fi înțeleasă? Ne puteți da o idee să nu se mai întâmple aceste lucruri? Preț se întâmplă că firea umană e nevăzutoasă, e ca în iubire. Omul nu poate iubi permanent în celălalt. Ideea că suntem în aceeași tensiune a iubirii tot timpul în anii nu știu de viață este falsă. Seamănă cu povestea din Paterin, când s-a dus să-l caute pe Sfântul Antonie și el, în mijlocul mulțimii de credincioși de ucenici ai lui, se juca cu scufa de pe cap, o în cap, să curos. Și o seară pe mama, un moment dat, zice, cum, ăsta e marele Antonie? Și ăsta zice, da, e părintele nostru. Pentru ei nu era marele Antonie, era părintele lor. Și cum, domnule, și ăsta arunca așa? Da, cum ce? Și atunci părintele știe ce îi trece prin capul acestui super analist ortodox. L-a întrebat la mâna și zice, spune pe loc frumos, zice, dacă spun o săgeată în arc, trag de arc, spune-mi, zice, dacă trag mai, zice, uite, pune arcul, săgeata în arc și trag, mai trag. Păi nu mai vreau. Acum de dă nu pot să-i dau drumul. Păi zice, îmi dau peste degete. Și asta e și cu scufia. Și când întinzi prea mult, nici nu lasă plece săgeata, nici nu mai am unde să tragi de ea. Cam asta e și cu relația cu aproapele. Nu vă mai lăsați sufocați de... nu vă mai lăsați sufocați. În niciun caz de toxicitatea aproape. Bine? Explicați portocala albastră. Da, ce explica? Eu cred și acum că portocale sunt albastră. Ceea ce crezi nu se explică.
Am spus vreodată copiii, ochii copiilor bolnavi, când văd o bolnocală pe care le duci ca să-i bucuri. Se fac albași. Seamănă total. Eu nu mai zic nimic pe acest să se iertă și mie. Cum pot depăși momentele dificile un cuplu care își dorește foarte mult să devească Dumnezeu bun? Răbdarea lor este pusă la încercare. Pe de o parte e răbdarea lor pusă la încercare ca oameni. Pe de altă parte nu sunt copți, probabil suficient de mult pentru a se putea apropia de nașterea unui copil. Dar pe de altă parte, pe noi în ultima vreme ne costă foarte mult că toată țara s-a transformat într-o babă fără dinți. Toată lumea te întreabă, n-ai copii? Dar de ce n-ai copii acum? Ca fetele care trec de 30 de ani, fac o carieră, strădui, citești, mai dar te-ai măritat. N-a fost serul vieții. Și pe toate babele din parohie, mai dați cuvântul babe, toate doamnele din parohie le trec pe pomenii și încep să se roage ca ele să se mărite. De la mai dezăvrea și ea să se mărite. La nașterea de copii este un echilibru pe care noi nu putem stabili nici medical, nici fizic și asta sunt în general. Copiii de astăzi și crește sunt darul lui Dumnezeu. Unii îl batjocoresc exact în ce trăim în toate celelalte daruri. Preoția e darul lui Dumnezeu, fără pe el. Unii o trăiesc cum se cuvine, alții se prefac că o trăiesc, iar alții o batjocoresc și trăiesc bine. Da? Dacă vreți să fim serioși și cu copiii, copiii fiind darul lui Dumnezeu, unora, că le-am auzit foarte des pe doamnele care s-au facă pe bărbați, nu așa de buni. Dar femeile sunt chiar supărate că dau copii și că părinte, dar noi ne dorim și că aruncă copii. E problema ei că aruncă copii. Iar de ultima vreme am constatat că, datorită acestui joc de-a Dumnezeu pe care tot fac tot felul de medici, de medice, femeile reușesc să nască copii, sunt bucuroase, unii critică, nu? Nașterea de copii prin implanturi și in vitro și mai știu eu ce, alții nu comentează. Pentru mine personal, la cristelniță, nu ajunge rezultatul unei experiențe medicale. Ajunge un copil. Ajunge un copil. Cu mămică, cu fetei, cu trup și suflet. Trebuie ajutați oamenii să vadă valoarea copilului pe care așteaptă. Cred personal, din toată inima, eu am trăit un moment foarte interesant, când am montat că mă ajutam eu să găsesc o soluție la foarte multele mame venite, disperate că nu au copii, și citesc în memoria unui părinte, în memoria unui părinte duhovnicesc, cum le spune respectivelor mame să vină la o icoană a Maicii Domnului care era la catedrală, în Sibiu. Și eu, când veneau la mine și spuneau că sunt supărate foarte, eu nu sunt responsabil foarte bun, nu le-am pe partea asta, dar acolo o mămică care cred că te poate ajuta. Puneți-vă nădejdea în Maica Domnului. Răbdați superioritățile celor din jur. Nu vă agitați să aveți copii. Copiii din amămici și tătiți agitați. Și vreau să înțelegeți bine că în sine copiii nu se fac doar pentru că ne uităm la termometru, ci se fac și pentru că ne uităm la Hristos. Dar copiii vine pentru Mântuitorul Hristos. Car, dați păticou cu chip car. Car, destin. Copiii nu iubesc părinții împărtoșați. Și vă rog, faceți-o pe destinderea omului care iubește. Dacă nu știi că copiii se fac din dragoste, înseamnă că nu se fac la cronometru. Aia. Ați fost? Ați fi de acord să se impoziteze bisericile. Pentru că să trebuie să vă întrebă. Nu să vezi pe tine impozit, nu eu. Nu sunt decât slujbașul dumneavoastră. Dacă votați, plătiți. Bisericile nu sunt astea. Bisericile sunt dumneavoastră. Nici măcar nu m-ați deranjat. Abia atunci s-a constatat că de sărași suntem. Și sufletește și materiale. Mi-a zis un tip la Pitecă, la Moldova, nu o să la care să deși părinte. N-a trebuit biserica să-și vândă pădurile ca să-și termine catedrala, să-și termine catedrala, că noi ne facem nouă catedrală. Și a zis, n-ar fi bine să primim pădurile înainte de revinde, că am zis, dacă vii ceva și vii de de proprietate, n-am făcut ce caută cu vioasa pădruța și nu-i ok. Să fim serioși. Da. Deci dacă vrem să facem ceva, nu e obligator să vindem. Și știți de ce să supărați pe biserică oamenii ăștia? Ne gestionăm mai corect sărăcia decât ne gestionează bogăția. Hoțul, oricât ar fi de bun manager, se vede că e hoț. Eu sunt
bate supărat pe propria mea conștiință de jurnalist câteodată. Uite, poate e nevoie să spun că public, eu nu sunt purtătorul de cuvânt al Mitropolia Ardealului. Nu sunt angajat în Mitropolia Ardealului. Nu am contract de muncă, eu sunt jurnalist. Asta avizul meu, colegi de-ai mei care mă dau altceva decât sunt. Am fost în câteva situații în biserică, spre deosebire de alte instituții, pentru diferite acțiuni ale bisericii se nominalizează de către arhiereu un purtător de cuvânt. Printre altele. Noi nu ne supunem legislației unei instituții oarecare, pentru că nu avem legea în acele instituții. Dar eu am rămas foarte uimit că strigă împotriva bisericii despre cum își face ea fondurile și cum se joacă cu ele, zic ei. Oameni care fac parte dintr-o elită a jurnalismului, care se cheamă jurnalismul de investigație. Eu sunt foarte încântat, dar oricum e jurnalist de investigație, nu e serios mă urmești. Și atunci mă întreb ca prost, mă întreb, pur și simplu, cât de bun jurnalist de investigație este un jurnalist care lucrează la un ziar, al cărui șef a furat statul român mai mult decât patru catedrale. Ori nu-i jurnalist de investigație și atunci să-ți țină gura. Ori jurnalist de investigație, fiind înseamnă că e prost un jurnalist de investigație, dacă n-a descoperit că și șeful e furat. Ori dacă a descoperit și a trecut, înseamnă că are o culpă comună. Am ajuns la momentul în care poțul strigă prin soțul. Nu? Și care dăm la joale, dăm la picioare celor care încearcă să pună ordine în dreptul românesc. Vedeți? Dreptul românesc a stat prea mult pe stângul. Trebuie să se echilibreze, să mai stea și pe drept. M-au întrebat cei de la Siena, profesor Marco Drept, zice, care este cel mai mare câștig? Zice, da. Prin ce? Care e cel mai mare câștig al României după 90? Este faptul că am învățat că avem dreptul la proprietate care este inalienabilă. Și nimeni nu-și poate permite să dăm. Cum să facem să împăcăm și să ne împăcăm pe... și să nu supărăm pe nimeni din jurul nostru. Nu o să vă iasă. Nu, credeți, mă pot să fii cât de băiat cum sau cât de fată, până la urmă, se trezește cineva. De obicei, dacă lucrați într-o instituție care a cărui șef are mulți oameni în jurul său, fiecare îi va cânta altfel despre tine la ureche. N-are ureche cât cântător la ureche. Am cât de mult, dar dumneavoastră trebuie să dormiți când vă pune seara căpușorul așa în pernă, trebuie să aveți conștiința că n-ați făcut nimic împotriva celorlalți. Știți? M-a întrebat la un moment dat cineva, ce părinte, eu am o profesiune în care trebuie din când în când să fiu dur. Că mă, dacă asta e meseria dumneavoastră, ce ar trebui să facă procurorii? Se cheme pe poate. Până dimineața vine să zic în laboratorul nostru de investigație, cum fiți niște cafea, vă sunteți mulțumit să vă tine în țigăriță. Nu? Deci, de la proasta înțelegere a demnității profesionale a unor oameni, e de ruta de acolo. Nu spun că trebuie să punem neapărat acușele pe masă și să ne jucăm până timp ce anchetăm. Deși, uneori nu se ia. Și noi avem necăderii la preventiv câteodată în biserică. Dar vreau să vă atrag atenția că nicio inteligență din lume nu poate fi mai măreață decât a Mântuitorului Hristos și Hristos totuși a supărat. Dacă supărăm în numele Hristos, faceți crucea mare și mulțumiți de Dumnezeu. Știți? Duhul Limitit. Inima când Dumnezeu nu va odisi, dar să nu se dată oameni nu vor iubi. Ce părere aveți despre păcatul cercei doar la fete? La unele stă bine, la altele nu stă bine. Deci, din punctul meu de vedere, sigur că acum trebuie să fiu foarte bun să vă spun, mă las cercei, dar nu vă pot. Dorința mea nu este să vă învăț cum să vă purtați cercei, ci să vă aduc aminte că între cercei trebuie să aveți un cap. Dar trebuie să gândiți. Să înțelegeți când se poartă cercei și când nu se poartă cercei. Să învățați cum să când ne îmbrăcăm, ne învățați cum să ne dezbrăcăm, încearcă alții să ne învețe prost. Da? M-au întrebat la Galați cum e cu părul femeilor și am zis, deosebit. Dacă vine câteodată așa cu păr mare pe cap și ca să aș preia, ca să ca intră în biserică, între două lumânări, efectul este nici frizer mai mare decât lumânare. Dar asta nu se
înseamnă ferească Dumnezeu, că de acum, dacă intrăm în biserică, trebuie să tot să ne egalizăm. Există decență, oameni, eu cred că biserica noastră este suficient de decență și cu mine. L-am auzit pe un părinte odată că o prea pe o doamnă de la Împărtășanie pentru că era dată cu ojul. Ai un felor care costă cu cât toate ojurile cu care s-a dat femeia asta de la naștere până la următoarele 8 generații după aia. Și tu, când te desfășești ca popor, tot cu ojurile te dai. Vrei să pare altfel. Deci, oamenii răspund cu smerenie și curăție, la smerenia și curăția slujitorului care este înaintea lui. Aceea, dacă vrem, trebuie să muncim împreună la asta. Mai dăm noi jos din perle, mai las și noastră din cercei. Ne luăm și noi veșminte mai ieftinuțe, așa un pic, nu mai proaste, că aici e Iisus, dar e ieftinie. Ne-ai purtat odată și poate pentru cei lucruri. Da? Deci trebuie să echilibrăm lucrurile. Dar nu numai biserica trebuie să ajute. Și cum ar trebui să vorbim unei persoane care susține că nu există Dumnezeu? Silence, please. De ce să vorbiți? Că, dar, cum mă arată fără? Păi e sănătos, dar nu crezi. Toate astea sunt niște întâmplări, așa. Întâmplarea este modul în care Dumnezeu circulică prin toată lumea. Deci și când e întâmplare, tot Dumnezeu e prezent acolo. Dumnezeu e croniator. Dacă ei nu înțeleg cronia lui Dumnezeu, înseamnă că nu iubesc pe nimeni. Știți care sunt cei care neagă pe Dumnezeu? Oamenii ăștia care nu iubesc pe nimeni. Nici măcar pe sine. Se și laudă cu asta. De exemplu, este un scriitor, Bernard Russell, da? Și atât un scriitor foarte interesant și foarte bun spre cea istoria filozofiei. Adică în șiră corect filozofie. Și la un moment dat, Bernard Russell comentează ce unde e Dumnezeu cu copiii zbornați de cancer, ca cor și dincolo și cu tare. El n-a călcat niciodată într-un spital cu copii bolnavi de cancer. Eu iau pe cei care vorbesc prin studiul de televiziune. Unde e Dumnezeu? Biserica, unde e că ne-a luat? Biserica e acolo, că dacă ne se despre copii, vedeai că și copa. Vedeai că și doctoriza care își face cruce. Că, Doamne, nu avem o biserică, știți? Unde e greșeala fundamentală a celor care încearcă să ne atace pe catedrală, spital? Ei ne compară cu Biserica Catolică. Unde, într-adevăr, lucrurile sunt foarte stricte, deși și acolo, după Concilul lui Vatican, s-au echilibrat lucrurile, în sensul că nu mai sunt popii bătuți în cuie și credincioșii bătuți în cuie. Suntem toți bătuți în cuie, dar fiecare pe cuiul lui. Știți? Ori, dintr-o dată, Biserica Ortodoxă nu e așa. Biserica Ortodoxă, o doctoriță care se roagă în timpul dimineții pentru a-și da un bolnav, e foarte integrat ca liturghiei părintele, care se roagă pentru ca să lumineze Dumnezeu medic. Despre ce vorbim? Biserica suntem toți cei botezați, mirunși, părtășiți, obediți. Cum îmi trage cineva unde am următoarea conferință duminică la Bărbăr. Păi mai două. Este adevărat că e mai păcat să poftim decât să postim? Mă, dacă ce poftiți, poftiți, e mai bine decât dacă atunci când poftiți, postiți. De poftit e de postit tot timpul. La postit, dacă nu poftești, nu-i postul bun. Trebuie să înviți și dumneavoastră ceva. Te spuneam, dar cea mai grea ușă din lume, cea mai grea, noi tot vorbim de apocalipsă și cea mai grea ușă din lume, în timpul postului, e ușa de la Dumnezeu. Dragi de aia sau, iar e deschide, iar e închide. Da? E greu capacul de la canal, e greu, e material de fundament, mai greu e capacul de la opere. L-ai lăsa, l-ai pune la loc, l-ai lăsa iarăși. O să vezi ce slab suntem. Ne bat o ușă de privire. De chiar pe părinte. Ne omoară minile. Da? Da. Sigur că există minile de post, știți, da? Da. Noi, fără muștar, sunt de post. Ne tăiem din plăcerea muștarului. Vreau să înțelegeți bine mecanismul gândirii postului. Nu e post ce îți face plăcere. Da? E post ce îți aduce aminte că cea mai mare plăcere e Hristos. E fain, Doamne, poftă de pasole. Perfect! Dar dacă mânci 40 de libri pe zi, n-ai rezolvat problema postului. Mă rog, e rezolvat altfel, dar nu problema postului. Da? Deci, temperanța intră în fiecare poftă de pasole.
lăsați să știți că se postește cu oamenii, postesc cu minți. Cum vreau să vă credeți. Nu e important să mergeți la Lidl și să pierdeți o oră uitându-vă care din produsei cu lapte fără lapte. Ora aia folosiți-o rugându-vă la Maica Domnului. Principalul partener de post e Hristos. Maica Domnului, sunt Sfinții. Nu? Colega de la Lidl, ceapa asta roșie, o fi roșie de la ea sau de la Azov, care este obținut din element de tracțiune păligăroasă și în mod cert înseamnă că are ceva animale în ea. Chip calm. Ce nu înțelegeți că mâncați, nu mâncați. E o regulă internațională, când mergi la pe un congres prin Africa sau prin alte țări unde mai mișcă mâncare, în locurile de rămâne. E important să nu mănânci decât ceea ce recunoști și știi numele. Te uiți la șalte, vezi că e șalte, dacă îți place mănânci, dar nu e așa. Cum ne putem găsi adevărata cale? Cu greutate. Foarte multe ori cu greutate. Adevărata cale e doar la sfârșit. Când ne pune prea cu cercetul capacul și se aud primii bulgări de pământ care îți pot fi sunetul unei sinfonii de întâlnire cu Hristos sau a venit. Toată viața m-ai chemat și m-ai trimis. Deci să te iau sau du-te la. Am sosit. Părinte, cum procedez cu o persoană care investește în păcat, în jură de Dumnezeu și nu înțelege de vorbă? Dacă este cineva foarte apropiat, la fiecare jurătură de alei, asta face să te închine cine să nu vă vadă. Da? În general, pe copil, când vorbește prostii, mami dă peste guriță. Când vrei să îndrepți un om care este crescut deja amator, liși când vrei ziceți, băi, atât de prost ești, că nu poate decât să te îmbrățișezi. Oprește-te din prostiile tale. Prima mea misiune ca preot la spital. Mă cheamă disperată Doamnă și spune, Părinte, vă rog frumos să veniți, vă implor pe soțul meu, eu pe moarte știam cine era, a fost soțul ei. Și eu cum am alergie la stele, deși sunt stelit, am alergie, da? Am zis să mă duc. Am ajuns acolo, da, te duci la moribund, un bolnav, cu tot felul de frate. Deci m-a înjurat o bolnav, colanghețe, fai de capul meu, era poet de tine. Dar doamna asta care a luat premiul la Botoșan și spunea că ce spune e poezie. Păi ăla era mega poet. Da, dar nu așa. Cu ură. Cu o ură care desemna foarte clar că e și capabil să iubesc. Și am stat așa. Cum eram numai noi doi, da, e pe eu băiat pe mama cu pus. Eu băiat de totonierul meu. Și dă, și dă, și dă, și dă. Zic, ca să terminăm, nu, mai zice. Mai aveți? Mai am. Zice, dă, dă, dă. Am dat. Gâfâia, gata? Gata. Domnule, să ne rugăm, Doamne, nu vezi. Ce să zică cu un căpost ăsta? Ce să zică în fața unui pop pădus cu tutul? Deci vă rog frumos, lăsați să se vadă iubire. Dacă iubiți doar pe cei care vă binecuvintează, aveți senzația că aveți oricum la puse, de voi dați la noi numai. Dumnezeu să te iertă! Nu umblați după binecuvântare. Folosiți-l jurătorile în favoarea dumneavoastră. Pe mine când mă trimite urât câte unul, o sută la mamă, mami, să rămână, ce faci, cum ești bine? Nu, e simplu. Ce te bă, când mă jură de apele, singura jurătură care nu se admite este când te înjură de Dumnezeu. Pentru că acolo te mai înjură pe tine, se înjură de Dumnezeu. Atunci, acolo poți să ridici degetul spre ceana și să-i zici ce gândești. Dar simplu, cum simți? Cum s-a dus un adolescent la credință care cunoaște un mare taie pe credință și a practicat copiii? Pe copilul sătului s-a plecat de tainele noastre. Deci copiii la adolescență refuză să mergem la biserică, că li s-a luat. N-am fost atenți în a reprezenta cu bucurie biserica. Ne-am prestat pe biserică înțepenită. Nu-i mai judecați, vedeți unde ați greșit și reconfigurat. Vă rog eu frumos, nu mai dați înapoi ei pentru mine la biserică. Cum să facem atunci când suntem demotivați să lucrăm pentru ce ne dorim? Păi, rugăciune multă, răbdare și aveți ce vă doriți. Uneori să trebuie să vi se împlinească și regretați. Aveți grijă ce vă doriți. Cum îi putem convinge pe cei vârșnici să se spovedească dacă ei refuză acest lucru cu desăvârșire? Am cu desăvârșire nimeni. Găsiți un duhovnic înțelept care să facă față cu demenții.
Să știți că pe ele magistrează cei vârstici, pentru că foarte multă vreme în România, credeau că dacă te slăbădește popa în spital, a doua zi, te caută. Noi nici ne greșim. Vinte la copii, vin copiii la poartă și nu deschide și mă dau, păi, tu ce are, păi, pe mine, mă, te taie popa limba. Păi, deschide limba în fața unui acasă, gura, în fața unui care stă limba, bătrânii ăștia au obosit. Bătrânii ăștia vin dintr-o baie de ateism. Dacă pe copii cerem să-i înțelegem, de ce nu i-am înțeles și pe cei bătrâni? Și rugați pe cei bătrâni din parohie să se roage pentru ei. Atunci. E groaznic, adică un oameni în vârstă le moare celălalt, soțul sau soția. Dar rămâne dezorientat săracii. Nu mai există pentru ei sens. Cum să fac să suport pe profesoara de matematică care este bipolară? Nu mă atrag atenția că bipolaritatea, ca și ADHD-ul, sunt niște termeni inventați. Omul poate să fie nefericit, căutați să nu înțelegeți de ce e nefericit. Poate este nefericită pe fața de noastră, credeți că e bipolară. O fi obosită pe mine, supărată. Gândiți-vă că este un alt trebuie ușor ca să se spui 10 care măcelăriți în om. Iar ca să poată măcelării 30, ea cam... Vedeți ce nu e în regulă. Eu știu cazuri în care copiii și-au vindecat profesori. Fiți vindecătorul cu profesorii dumneavoastră. Vreau să ne înțelege nimeni, cu foarte rare excepții. Eu nu mi-am ieșit profesor de matematică pentru matematica pe care mi-am dat. Nici pe cea de școală, nici pe cea de liceu. Erau firi foarte interesante, chiar opuse. Dar mă întâlnesc că cu o dragoste nesfârșită. Au rămas mamele mele intelectuale. Nu vă mai ascundeți după matematică. Când nu înțelegeți la matematică, e de la pix și hârtie. V-a fost lene. V-a fost lene. Iar lenemia se determinează mai mult decât bipolaritatea. O altă adolescență, adolescentă care dorește să plece în altă țară fără permisiunea părinților pentru a face facultate. Ce sfat îi dați, părinte? Să faceți facultate bine în România și să vă puneți eticheta pe sfat. Dacă vă luați după televizor, parcați, discați. Eu nu mai cred de mult în povestea că acolo se face școală și aici. Nu, pentru că am avut șansa să văd și aici și acolo. Școală face cine vrea să facă. Nu există școală să facă școală. Toți în școală sunt autoritate, mai mult sau mai puțin. Unii ajutați să existăm. La noi, de exemplu, sărăcia noastră în table magnetice și în laptopuri pe masă, ne obligă să scriem în continuare de mână, activând toți centrii nervoși cerebrale care avem nevoie pentru asta. Pare că e o sărăcie care ne costă, că de fapt e o sărăcie care ne ajută. Închideți televizorul, munciți cu o oră mai mult pe zi, faceți-vă temele corect, cultivați-vă tot ce aveți nevoie pentru a fi niște profesioniști excepționali. L-a întrebat la un moment dat domnul Constantin Noica pe domnul Pleșu, dacă iubește Germania Uncului sau a Culturii, pe care o bursă și a zis, sigur că Germania Culturii, ce glumești, Germania Culturii e în bibliotecile noastre din țară. Tot ce ai nevoie să studiezi este foarte bine spus în biblioteca din țară. Nu vă luați după arțibilduri, arțibildurile nu sunt părți. Ce ar trebui să le răspundem ateilor care neagă existența lui Dumnezeu prin diverse argumente științifice, închizându-ne astfel dura? Păi se arată mai căpădiță. În primul rând, că ateul care susține că s-au epuizat toate cercetările științifice, nu e un om de știință. Oameni de știință de și că nu e epuizată știința. Și atunci, când e fiind epuizată știința, argumentul că științific nu s-a descoperit Dumnezeu e fals. Ce l-au de fapt, de curi din asta. Dar nici nu mai pierde vreme. Faceți cruce mari și zâmbiți. Era la școală unul care zicea, asta am trăit eu pe tine, am nene, un profesor de fizică, le spunea copilul în clasă, pe bune, că nu crede că Dumnezeu există, pentru că nu l-a văzut. Dacă are un copil, clasa 6, da? Ce da, profesor? E ca și cum ziceți că nu există curent de electric, dar dacă băgați deci cu priză, simțiți. De asta n-ați legat corect. Deci, n-ați băgat deci cu priză în există. Sunt elev în clasa 11, în ultima vreme simt cu conștiința mi s-a cam răcit. De fiecare dată când fac ceva greșit, nu mai simt atât de ceva. Pe cât ar trebui, mă simt mult mai rea. Ce ar trebui să fac? Să nu vă judecați așa la sine. Fiți cu minte că nu faceți lucrurile, parcă încercați să nu fiți buni și nu vă iese. Așa, chica, zâmbiți mai mult, încercați să vă înțelegeți.
scoateți-vă din când în când la o înghețată. Nu numiți rău ceea ce doar vi se pare, ci doar ceea ce este. Pentru că jocul dracului este să spună că nu este acolo unde este, ci în altă parte unde ar putea fi. Mamă, ce aici? O să vin mai des, că sunt prea Dumnezeu. E un caz medical. Părinte, o soție care se îmbolnăvește și un nou sarcină îl pune în pericol sănătatea. Are dreptul să ceară soțului abstinență. O soție poate să ceară soțului orice. Dar nu poate să-i ceară. E să se împreună sfătuiască. Da? Deci doar dacă vă împreună să fiți. Că s-ar putea vecina să nu iubească abstinența vecinului și aveți o problemă la gară. În situații în care medicul recomandă că nu este să păzească de a mai face copii, ceea ce a făcut de biserică din cauza sănătății. Sunt exemplu, mi-a dat aici. Acum să vă spun, medici au și părerea lor, care trebuie respectată pe rânduială, dar un medic care te îndeamnă la păcat nu e medic. Medicul găsește o soluție în spațiul tău de gândire. De exemplu, nu spune o colegă făcută de copii, spune, încearcă să postești și să mai de ce suntem atât de desiderați și cenzurați sexual. Suntem o biserică liberă. Vreau să mă înțelegeți, brotul nu e ginecologul dumneavoastră, da? E un timp care poate să gândească în bună cu dumneavoastră, dar nu în locul dumneavoastră. E ca faza cu vaccinele mâine. Părinte, vaccinele mâine, cu treaba mea, eu doar meu cu unul am vaccinat și toată am vaccinat, în primul a avut probleme, dar doar n-am avut probleme. Dar mi-am asumat responsabilitatea. Nu dați vina pe biserică când nu vă iese. Asumați-vă, stați lângă noi. Și mai mult, educați-vă, cultivați-vă în modul ăsta responsabil. Apropo de bucurie și responsabilitate. Educați-vă responsabilitatea. Dați cu timp, tot timpul, faceți pe deștepții pe la colțul, pe Facebook, acolo toată lumea e deșteaptă. Și când se întâlnește cu moartea, tot stau dele de la Facebook. Da. Deci fiți implicați. La a doua venire a Mântuitorului va veni pe norii cerului. Așa scrie. Dar dacă farisei aveau scris așa în legea lor și ei credeau că va veni cu armata, cum poate s-a tradus greșit. Nu s-a tradus greșit. Fariseii aveau o părere foarte bună despre cunoașterea științifică pe care o aveau, ca și niște cercetătorii britanici, care au foarte mare încredere în cercetarea lor științifică. Scriptura este simplă. Când spune că vine pe norii cerului, înseamnă că sosește cu F-14, se bate cu sub-ocul 24, da? Arată clar că Dumnezeu vine de sus. Vine de un sus pe care nu-i dorim. Uitați-vă la tot ce se întâmplă în România în ultimii ani. Piețele pline de oameni sunt mutate așa. În față, în spate, în stânga și în dreapta. Niciodată în sus. Adevărata libertate a României va veni când piețele o vor lua în sus. Și vor înțelege că dincolo de tablouri, de miștouri, de ironii, de culturi paralele, vom avea nevoie real, real, să fim oamenii lui Dumnezeu. Să ne atârnăm inima de cer. De unde vine Hristos, de acolo vine și izbăvirea. E liber. Ce corte să facem? Ar trebui să facem atunci când ne simțim singuri și căutăm afecțiunea unde nu trebuie. Cine vă pune să facă? Ca la... Te duci la veterinar, mă doare dintele. La veterinar, nu e. Vai, există afecțiune vizită, un accident genetic al propriilor existențe. Mulți dintre oamenii pe care îi vedeți că sunt triști, sunt triști că fie că au bătut, fie au fost umiliți în copilărie. Nu toți au avut mamele dumneavoastră. Dacă sunteți oameni de treabă, ocupați-vă mama. Și dacă nu e, pomeniți-o încă o dată. Dați-vă în brațe oamenii care v-au iubit și care v-au făcut să nu simțiți durerile și lipsa de afecțiunea celorlalți. Deci mie mi-e dor să-i sărut mâna tatei. Deci mâna aia n-a dat-o dată mie. Și tot timpul când ridica degetul, aveau deget modificat de la ținutul foarte ce nu știu, ridica degetul, tot am o bucurare, dar sunt că mă bagă în seamă. Dar nu mai mult. Nu mai luați după, nu tratatele psihologice ne vindecă de răutate. Deci afecțiunea celorlalți din jur. Când nu aveți cu aici. Draga, de aia nu refuză pe nimeni, stați cu mine. Nu refuză, Maica Domnului nu refuză să fie afectoasă cu mine. Dă pupici la copii. Înfățișează oamenii la distanță. Oare să știți cum mai dăști câteva primită când se spune? Preoții știu ce zic. Bă, și-am primit pacile de la bun. Ei primesc
o pâinică de la Maica Domnului de săptămână pe care și-o împartă în 7 felii și ne dăjduiesc ca în duminica următoare să se mai dea o pâinică. Nu vă luați după realități. Luați-vă după realități. Ca să nu vă mai vinovățiți și să nu vă mai tulburați, cel mai simplu este să citiți în urmă aici, Domnului, care îi spuneți că o iubiți. Vedeți-i ce zice. Ce zice Maica Domnului? Părinte, cum poate văd o tânără să se împace cu greutatea sigurității în societatea actuală? Nu se va împăca. Nu se va împăca o prietenă, soția unui preot care a murit foarte tânără, a dat-o, a scris o replică pe Facebook, un lucru la care că viața când îți facă cineva dragă, ca o gogoașă din care a dispărut miezul de ciocolată. Ea trebuie digerată, trebuie bucată, are gust. Nu mai e așa. Nu. Știți cum eu cred că Dumnezeu m-a îngăduit să se întrupeze în mijlocul nostru ca să ne vindece nu doar de moartea noastră, ci de moartea celuilalt. Apropiați-vă mai des de potir, învățați rugăciuni care să vă bucure și încercați să ajutați pe cei care se află în situații grele. De undeva se va ieși suficient izvorul de tandrețe de care aveți nevoie să vedeți. Ce trebuie să ne bucurăm de vrăjmașii din viața noastră, dați-ne și un suc. Cu cea nouă, nu? Dar te bucura de vrăjmașii, una dintre treptele de săvârșiri. Nu ajungem de primul acolo. Nu luați riscul când încercați să rezolvați o problemă. Luați-o începe. Dar nu luați pe scurtătură, că mă rupeți gândul. Încercați să vă iubiți pe dumneavoastră ca să nu deveniți vrăjmașul nimănui. Bine? Cum să menținem, să ne menținem curați din măsovedare? Vă referiți la curățenia sufletească. Nu e imposibil. Fiecare știe unde să hotărăște. Când eram niște, nu le zicea mama la toți, nu călca în baltă. E bunul care n-a sărit în baltă la comanda, nu călca în baltă. Ia, nu vă zic, ca să nu faceți opusă. Nu vă dau idei. Fiecare știe unde este, unde se întinează, unde se pun scamele de sufletul. Cum ne putem recăpăta credința atunci când am pierdut? Cu foarte mare greutate și cu muncă multă până aici. De fapt, o credință pierdută e o credință pe care nu ai avut-o niciodată. Nu poți să pierzi ceva ce ai. Întotdeauna pierde ceva ce nu avem. Și dacă pierde ceva ce nu avem, înseamnă că nu am pierdut nimic. Am pierdut o părere proprie despre noi, stau în biserică, am locul meu între scânturi, dreapta, spate, mă bate lumina la vârf și dăuvece exact între scânturi. Spai, ce perfect sunt! N-are nici o legătură cu gândirea tehnicistă credința noastră. V-ați mira. În cele mai umilitoare momente ale vieții noastre simțim cu adevărat că Dumnezeu e singurul care nu ne părăsește. Aduceți-vă aminte de momentele grele, cumplite pe care ați trecut în viață și veți vedea. Nimeni n-ar fi stat atunci pe dumneavoastră cum a stat el. E păcat să ai pașaport cu cip. Depinde unde mergi cu el. Aveți un turist celebru la nivel local. Nu cipul pe pașaport îți face pe un transcurs, ci lipsa de mașină. Fiți atenți, că dragul ca să-și poată joc de noi, minimalizează lucrurile grave și le face grave pe cele de nebăgat în seamă. Cum să recâștig încrederea, să-mi recâștig încrederea în mine? Mă adresez că mi se teamă să mă afirm în domeniul care activez. Poate că activați în domeniul care nu trebuie să vă activați. Mie îmi place preoția că aici nu poți face carieră. Serios. Trebuie să fii bătut în cap să crezi că poți face carieră în preoție. Preoție e o chemare. Poți să pui pe tine ce vrei, dar când te-a chemat Hristos, nu simți nicio bucurie. Diavolul vor mai mult. Dacă ești bucuros de chemarea lui Hristos, nu îți mai dă nimic. Ai evitat carieră. Dacă nu ai carieră, nu faci nici carieră. Și îți păstrezi dinții frumoși. De aceea, dacă vreți carieră, veți avea tot timpul fierberea asta. Internă. Niciodată nu vreți să continui. De ce există atâta răutate în lume? Că suntem răi. Răutatea este manifestarea răului din noi.
ne-am tenții din noi. Vedeți că nu suntem răi, neapărat intenționați. Uneori ne iese și din noi chinuim. Ne iese că firea noastră e ceva de regulă. Avem un scop circuit. Un scop circuit care poate deveni foarte rău. Periculos. Cum putem scăpa de subiferența răului? Libidul ne vine. Opusul răului nu este mai rău decât răului. Dar zice, am pus o boasă că măcar știe să citească, la altă nu știa nici să citească. Băi, nu este un motiv să pui un om în treabă. Ce cum îl putem îndrepta partenerul de viață în credință? Păi iubindu-l, să știți că partenerii de viață sunt cam sătui de credință, multul la dintre noi. Dacă partenerul de viață constată că dumneavoastră n-a spus ciorba la tine, mă spuneți pe Doamne care mă întreabă, că e vorba de partener, nu un domn să mă întrebe de partenerul de viață, dar nu mă am făcut. Da? Deci, dacă partenerul de viață vede că ești în continuare aceeași gospodină care l-a jefuit sufletește cu ciorba de... Nu mai zice că e foame, e târziu. Deci, că l-a pus la public, că știe să-i facă cafeaua, că i-a călcat când era tânăr, că măște foarte bine. Și că a avut grijă că el a fost răcit, a avut grijă de el. Dacă credința credeți că vă oprește să călcați cămăși, să faceți ciorbă și să grijiți pe el că e bună, vă așa la omul vede credința omului în faptele sale. Da? Nu ești un tată bun, doar că stai ca popor lipsit de Sfânta Masă. Ieri un părinte îmi spunea, părinte, dați-vă o frumos păcate și către voi, după mea și de două orfani, un salut. Copii zice că ne-am lipit fundamental, că singură țintă, să face totul pentru ceilalți nimic pentru ce ai vrea. Fiți atenți. Iubirea înseamnă să dăruiești celălalt pe măsura primitului de la ei. În mod normal ar trebui interzis ca cineva care nu se ridică de la masă o zi întreagă să meargă acasă să creadă că e totul ok. Nu e ok. În lipsa noastră se petrec fenomene care sunt irecuperabile. În lipsa noastră, ca prezență în carieră, în funcție, în vocație, copiii noștri încep să meargă fără noi. Dacă vreți să rezolvați echilibrul familiei, iubiți mai mult, iubiți mai atent. Dacă într-o familie unul nu ține post și mai și pe ea, soțul, în paranteză, neapărat, trebuia să fie. Iar cel ține post, merge la biserică și trece rugăciune în casă. Dar și ne certeam pe tema asta. Cum să procedez? Doamnă, să știți că în condițiile în care vă certați soțul, doamnă, nu postește și de ea, încercați ca în locul rugăciunilor să fiți mai atentă la ce vorbiți cu el. Poate experiența mea de 20 de ani în domeniu și poate și mai bine de 20 de ani, mă dau mare, îmi spune că din bătut la cap nu s-a îndreptat nimeni la mine. Și post, știți, oricum, tocărința de limbă e interzisă. Deci fiți cu minți, încercați să echilibrați lucrurile și dacă postiți, trebuie să o faceți detașat și cu bucurie. Omul bucuros nu incită pe celălalt la supărat. Ca să pot trăi o slujbă cu Hristos ca slujba în Biblie sau unei slujbe unde, unde se adună lume, eu mă bucur cel mai mult de gălăgia copiilor. Cum pot să-i învăț pe bătrânii de la țară să se bucure și ei de bucuria de a avea pe tine în biserică? Țin să menționez că duminica copiii vin la sfârșitul slujbei, deci nu-i de nervios de foarte mult. Părinte, nu aveți șanse să schimbați oamenii părinte, dar aveți șanse să-i bucurați pe copii. Eu, săptămâna acestea, am stat și am studiat mai multe cazuri de copii care vin la biserică și fac bălăcii, intrigându-i pe oameni, supărându-i inclusiv pe unii dintre preoți. Zic eu, undeva pe bună dreptate. Dar n-am găsit decât o comunitate creștină în România care să zică, Doamnele mai impus să spună, dragă, noi știm cât îți este de greu să fii mamă, că noi înșine am fost cândva, că era și mai slab ajutorul societății pentru noi. Uite ce ne-am gândit. Suntem trei doamne care am fost una profesoară, o asistentă medicală, una medic. Și uite, am vrea noi trei să vă îngrijim copiii voștri că voi mergeți la biserică și stați să vă urmă. Măcar o zi, trei ore pe săptămână să aveți și voi să vă odihniți. Și noi stăm în timpul cu copiii în jur. Sau soțul se spune să ți uite, săptămâna asta stau eu acasă cu copiii și vin către sfârșitul liturghiei, săptămâna viitoare stai tu acasă și vin cu copiii spre sfârșitul liturghiei. Nu spun că copiii trebuie așa atunci la sfârșitul liturghiei, dar e clar că îi pot deveni un factor de stres pentru ceilalți. Nu e obligată nimeni, absolut nimeni, să își modifice structura lui interioară doar pentru a coincide cu gălăgia din jur. Da? Toți
suntem obligați, în schimb, să ne ajutăm unii pe ceilalți, ca totul să fie bucurie. Eu am făcut lucrurile acestea cu câțiva dintre oameni. Am venit la copiii bolnavi de autism. La un spectru autist, că nu există bolnavi de autism. Atunci, îi vedeam pe mama cu cuvânt, cu câtă superioritate să uitau și cum se uitau la mărântarea de mamă. Să mai întreb mamele că au pus cuvânt la mărântarea de pată. Și știți cum zicea, asta deja se vede, e păcătoasă, e rea. A bătut-o Dumnezeu. Ușurel. Ușurel. Și le spuneam tot timpul, mamele, zic, hai să încetăm să împărtășim. Îmi spunea o mamă, ea mea, dar ea dorită, zice, ce ne facem că fetița mea făcea aproape 14 km pe jos, pe coridorul de acasă. Și nu poate sta. Dacă o pune aici, în altă grădă, acolo e înapoi. Ce? Dar Doamne, e simplu. În curtea facultății de teologie, am cerut binecuvântarea de la proasistă și am împărtășit tot dându-i împărtășarea prin mâna mămicii, că un copil în spectru autist nu primește de mâna preotului sau din străin împărtășarea. În altă stat și el și s-a uitat foarte atent la ce se întâmplă, a zâmbit și ce să vezi că-ți mie să tână viitoare, eu că pot spune mine nimeni. Întreabă Doamne, ce părinte, poți să-mi ajut câteva prieteni? Sigur. 40 de oameni în sâmbătă, în sâmbătă următoare încă 80, ăștia erau pierduți din case. Erau pierduți prin indolența comunităților noastre. Nu la cei sănătoși a venit Domnul, ci la cei bolnavi. Știți cum, după o vreme, am văzut cum se schimbau între ei copii. Copii care erau definiți ca fiind cu autism, au început să vorbească, să primească. Eu am văzut ochii mei copii pe care a scris medicul, nu va merge veci purul. L-am văzut pe Hristos zicând, bă, asta e părerea ta, părerea mea e că acest copil trebuie să meargă. Sau poate să meargă. Și copilul meu. I-am trimis medicului filmarea cu copilul mergând la patinaj în prima zi după Crăciun. Deci, adică există un mod al lui Dumnezeu de a gândi lucrurile acestea. Copiii nu trebuie să fie un punct de presiune. Ei devin punct de presiune doar că nu se încadrează în comunitatea deja obișnuită cu tabietele ei. Noi la biserică trebuie să rupem cu tabietele. Vă dau un exemplu. Toți duminică dimineața, încă, mă rog, toți, zic eu, am bea o cafea înainte de a merge la sluși, văd după. Da? Cu ora de mese am cu cafea. Și pare, ne tem tabietul ăsta și mergem cu mință la biserică să nu zică Îngerul Păzitor, Părintele Ilie Modovan, avea o vorbă, că Îngerul Păzitor al preotului, îi zice Îngerul Păzitor, îngerii toți, îngerii noștri păzitori, se împărtășesc la liturghie. Ei nu pot intra în Sfânta Sfântă, dar se împărtășesc în fața iconostasului. Spurea Părintele. Știa de Dumnezeu. Și la un moment dat zice, vine Îngerul Păzită și tu nu poți să te împărtășești. De ce? Zice, porcul tău a mâncat de acasă. Știți? Adică imaginea aceasta simpatică a lucrurilor care pare la prima vedere neînsemnată. Copiii au în plus dreptul lor, care este fundamental la tot așa. Sunt la liceul la seara și doamna regintă nu mă încurajează să dau bacul și mă tulbă ce ar trebui să fac. Să-i dovediți că n-are dreptate. Învățați? Noi nu dăm bacul ca să mulțumim profesorul. Noi dăm bacul ca să mergem mai departe. Eu am trăit să văd elevi pe liceu care au lăsat 2-3 ani în bacalaureatul, pentru că atâtii s-au schimbat regulile bacalaureatului și divorțată cu un copil de 11 ani, unde tatăl este absent de 6 ani. Cum pot umple lipsa tatălui? Tatăl nu dorește de legătura cu copilul. N-am spus cum să umpleți lipsa tatălui. Încerca să fiți o mamă bună. Deci o mamă bună înlocuiește cu maximum un tată absent. Asta este sigur. Copiii au nevoie de tată și mamă, dar în măsura în care ei rămân tată și mamă. Poate des au femeile care sunt după ani de zile de suportat alcoolismul bărbatului și violențele lui, ce stau cu el ca să aibă copiii tată. Asta nu este tată. Cu tot respectul. Nu o hârtie sau numele cuiva pe hârtie te face tată, ci efortul de a crește împreună cu el. Cum aș putea să-l convinc pe prietenul meu a merge la biserică? Păi, nu știu, cu zâmbet, multe. Cu zâmbet, cu atenție, mai deschise, nici un caz pe gând de el. Prietenii ți-i faci și pe măsura mersului la biserică. Și m-au întrebat foarte des tine, zice, de unde să ne casă pe ei? Dacă e de discotecă, de discotecă îl ai. Dacă e din bar, de bar îl ai. Dacă e din biserică, de biserică îl ai. Deci dacă l-ați luat, de unde l-ați luat, ca să mântați de unde l-ați luat, că de biserică, trebuie făcut un efort. Dar merită. Domnul a lăsat căsătoria sau o mănăstire. Când mă gândesc că trebuie să aleg, mă blochez. Nu mă văd o persoană cu familie. Iar de mănăstire nu se predică. Pot să rămân în lume fecior? Poți.
Fecioria e o stare, nu e doar o dovadă, medicamentul. Sigur, ne putem să fim în lume ca și cum ne-am fi în ea. Părintele Alexandru și Neman povestește la un moment dat cu faptul să ai o tânără care tot așa, pendula între mănăstire și viața de familie, lucra la o bancă și el zice, ce vrei să faci? Ce vreau să... Zice, vreau să mă călugăresc. Zice, ești sigură? Da. Bun. Un an de zile că tu crezi acolo la tine, la contabilitate, la ghișeu, pe toți cei pe care îi primești, să îi pui la pomenit. Nu lipsești niciodată de la nicio slujbă din biserică, te spovedești în fiecare săptămână și te împărtășești, dar cum se fac un mic carnă? Poate după o săptămână, după un an, Sfântul Părinte zice, ce ți-a prins bine, dar mai vezi să te contrești, da. Continuă să faci și să aflu ca un greșit. Ai încă 3 ani de încercare, tu continuă să faci asta. După 3 ani de încercare, poate am înțeles că, de fapt, ceea ce îi spusese Părintele era o călugărie care se desăvârșea în toate ale călugăriei, cu excepția hainele. Dar, în rest, toate din plinia ca la casă. E nevoie de oameni în lumea mărturisită. Nu spun că sunt călugările dragi. E nevoie de toți în biserică. Ce simți să faceți, nu faceți să vă revine cu mântare. Asta e foarte important. Și nu vă lăudați cu starea în care sunteți. Cum putem să ne ferim de loc? Cum ar? Evident, locul meu de poți fi de ochi. Deci nu mai lăudați între toți nenorociții și toți metericiții care să vă invidie. M-a întrebat cineva, dar există loc pe care rugăciunea în mod diferit, înseamnă că există. Da? Și încercați să fiți echilibrați și să nu dați loc niciodată celuilalt și dorinței lui de a vă pune în valoare fals. De obicei vă deoate lăudăroșii, da? Cei care vă laudă. Aveți criticii, nu vă deoate niciodată. Bucurați-vă de criticii care au dreptate. Că trebuie să îndreptați pe ceva. Cum ne dăm seama dacă am găsit persoana potrivită pentru că să trăim? Păi, nu ne dăm seama. Nu ne dăm niște. Am spus-o și eu odată și era să... Am spus că singurul loc de noroc oficial aprobat în România este căsătoria. De biserică, de fapt. Dar fește, Părinte, a râs. Nu, eu acum nu mai râd. Asta trebuie să văd că am dreptate. Este, este o încercare de a descoperi partea cea mai importantă din suflet când ne găsim. Să nu mai crezi să ne găsim jumătate. Omul nici jumătate cu celălalt. Omul e întreg și de o parte și de cealaltă. Nu este jumătăți pe însemnă. Asta e în altă filozofie. La Hristos nu e așa. Dar trebuie să învățați să nu spuneți da de mai multe ori. Să învățați să spuneți da o dată și bine. Sunteți de acord cu tratamentul medicamentos seminat cu cel duhovnicesc pe fond depresiv? Sunt convins că așa se face. Pe când era tânăr preot de parohie, mitropolitul meu de astăzi, în Dumnezeu Sfântul Laurențiu, avea o doamnă foarte evlavioasă care a făcut o infecție majoră la mână, la mare, de tot, pentru că trebuia să-i taie mâna. Și toți au spus, Părinte, asta vrea masă, vrea cu tare, Părinte, ce lasă aici? A urcat-o în mașină, a pus-o în dreapta și a făcut zi de rugăciune la masă. Și păi, de la unde merge? Spune imediat. Și când a terminat o parte din masă, că știa pe dele, știa pe dele, parcă au ajuns la spital și a internat. Ce dragă avem. Unele lucruri sunt de masă, dar alte lucruri se vindecă prin intervenție medicală. După ce termin intervenția medicală, ne vedem să facem masă ca să se închide rana. Masă nu suplinește prezența medicului, ci doar îl ajută pe medic să se lumineze. Cu medicul nu suplinește lipsa lui Dumnezeu, ci o prezență lui Dumnezeu în viața noastră. Ar fi culmea să avem spitale de masă. Da? Parcă și văd, pe ulei, pe părinți ăștia, înainte văzători, de a taina masă se chemați 7 preoți, sau cât mai mult, dar 7 preoți, pentru că nu știi cui aparține de fapt harul vindecării. Și atunci, ca să nu laude pe niciunul dintre ei, harisma este a bisericii, nu este a unei persoane. Deci, sunteți de acord cu psihoterapia. N-aș numi-o întotdeauna așa, sunt intențional de acord ca omul să meargă la profesoriști. Când e bolnav, să-și caute profesoriști. Eu aud foarte des de oameni când câte unul este luat de lucrul beției, e suficient să-i citească preotul. Iar acum vă spun, fiind capitan de echipă în terapia anti-alcool, că dacă nu faci echipă bună, degeaba scoate părintele scaramușul din bolnav, pentru că 5 minute înapoi și unul cu mult mai multă durere. Trebuie să învățăm să lucrăm în echipă și fiecare să-și facă treaba. E ca într-un sobor în care nu toți sunt protoși. Protosul e protos, dar ceilalți toți participă cu rugăciunea lor. Cel care face prosobinia e unul, cel care zice ecdenie, celălalt, cel care dă pagina e altul. Deci ne vedem, toți avem locul nostru.
Cum să îmi stăpânesc mânia în situații tensionante? Care este izvorul liniștii interioare? Păi, dacă aflați izvorul liniștii interioare, scăpați și de mânia în situații tensionante. De adevărat că nu ne mâniem doar la tensiune. Omul care e mânios, se mânie și de starea bună, care e nervos că nu s-a întâmplat nimic. Ce nu știu ce cu mine, că de azi nu s-a pățit nimic. Dar părinții bisericii spuneau că au pierdut vremea dacă nu au o ispită pe care au biruit. Dar noi suntem nervoși din de mierce. Liniștea interioară se câștigă pe foarte multă muncă cu sine. Postirea nu este doar ce iei din raft, ci aflarea limitei tale de la care te deliniștești. Când trăiești în Hristos împlinirea și când te lipește Hristos, ai lipit de El acolo, nimic din ceea ce zbruschează viața nu rămâne ucigător pentru tine. Iar, în general, când simți că lucrește tensiunea, cel mai important este să vă detenționați cu o rugăciune, cu un zâmbet, cu o binecuvântare. Dacă am strânge energia din diminețile de luni, când mergem la sărbici toți obosiți și plictisiți, noi nu vedem. Pentru ce spun că foc-i dorm, nu dorm. Toți îi dorm, nu apucă. Dar cei care strâng lumea și sunt ședințe de astea, ce avem de făcut? Că dacă am strânge energia care toată lumea e mânioasă, ca să spună pe care de făcut, ați vedea că România ar fi așa ca o cocoașă umflată. Iar vinerea să fie în politie. Da? Pentru că noi nu știm să ne gestionăm energie care cu adevărat pozitivează viețile noastre. Omul egal cu sine nu face exces niciodată din umflare între el. O smerenie este principalul lucru prin care să știți și niște înșelurași. Și binecuvântarea, și hula, și invidia celorlalți, și dragostea celorlalți sunt egale. Că știi care este misiunea ta în raport cu Hristos, care te-a trimis să-ți faci meserie. Dincolo de jurăminte, dincolo de documente, de legitimații de servicii, noi nu suntem doar legitimații de servicii. Ce reprezintă? Ce reprezintă dimineața? Soarele e una, dar dacă plouă sau ninge, acum depinde dacă vreți să scrie poeme despre mare și dimineață. Eu cred că dimineața este lună de el. Ca oameni de la malul mării știți foarte bine ce reprezintă dimineața. Când plecau pescarii pe vremea aceea, plecau pescarii, asta e frumusețea evanghelică. Pescarii plecau de cu noaptea să ajung să strângă peștele dintr-un motiv foarte simplu. Noaptea era mai răcoare, iar peștele adus la mar nu l-au duceau stricat. E treaba era de realism al vieții. Ce însemna dimineața pentru ei când te-a mărs în păr și nu era niciun pește? S-a sărăcie, însemna foame, însemna încă o zi fără pâine. Pe când dimineața în care soarele se răscula acolo între solii peșterii, însemna și așezare într-o normalitate, într-o necarență de hrană. E greu. Dar pentru unii dimineața înseamnă supraviețuire. Ați văzut bolnavi cu traxă pentru intră dimineața. Cei care ați vădit, ați făcut grijă de un bolnav, ați văzut cum respiră dimineața mai liniștiți? Așteaptă nouă lume. Cum putem să-i ajutăm pe adolescenți și nu numai pe ei, pe de docile să înjocule pe telefon? Păi, în primul rând, trebuie să începem cu șoferii. Ei se joacă pe telefon când sunt pe drum, când se nebunesc. Una e joaca copiilor la acasă, când se joacă copiii acolo, pe de mult s-a jucat o copii. Și alta când ei se joacă pe telefon când sunt la volan. Și au numele de telefon. Mai dau o comandă. Când poliția a avut să-i amendeze, toată lumea a sărit în sus. Așa se întâmplă și în viața copilului. Cât vreți să-i amendați pentru jocul pe telefon, nu o sări în sus. Nu vreți să joacă nimic. Învățați telefonul să folosească corect copilul. Sunt programe suficiente care să limiteze prezența copilului la telefon. Și dacă vă este greu să faceți asta, nu mai cheltuiți pentru copii ultimii bani în casă pentru ultimii apariții din rapid. Că la telefonul bunicul la manivelă, nu se juca nimeni. Dar noi înși ne-am căzut de capcana să ne modernizăm copiii în joacă. Ce înseamnă să le vedeți pe Dumnezeu? Cum este Dumnezeu? N-aș ști să vă zic câteva cuvinte. Cred că viața noastră toată e un poem de iubire. Uneori ne ies versuri, de alte ori nu ne ies versuri. Suntem neatenți. Dar în poemul acesta de iubire nu-i vorbim doar noi de Dumnezeu. Dacă vreți să învățați să iubiți pe Dumnezeu, învățați cum vă iubește Dumnezeu în viața noastră. Permanent, cu fidelitate, cu logică, cu lumină. Nu ne-am luat Dumnezeu în locul de bun. Nu ne-am luat Dumnezeu în cristal.
Nu Dumnezeu dispus să ne dăruiască din lumină. Mă așteptam brațul lui Dumnezeu și aș întreba, Doamne, de ce ne-ai creat? Ei, nu trebuie să urtați. Deschideți Sfânta Scriptură și prezentați. Nu e nevoie să faceți un efort imposibil. Faceți un scenariu imposibil de îndeplinire. Deschideți Scriptura. Brațele părintești ale lui Dumnezeu se plătesc în fiecare literă din Scriptură. Cercetați Scripturile și acestea vă vor face îmbrățișați de Dumnezeu. Singura libertate posibilă, nu? E să stai în brațul lui Dumnezeu. Am trăit în pământ, străin multă vreme și ne-am întors pentru a găsi liniștea lângă părinți. Au trecut ani, ne stăm din ce în ce mai rău. Un sfat. Să nu vă socotiți nici. Eu le spun când merg în Occident foarte des români, dar noi nu ne întoarcem acasă. Noi mergem acasă. Ca să-i tot timpul înaintea noastră, nu spatele noastră. Și se poate întâmpla să vă meargă rău, pentru că n-ați fost atent la amănuntele vieții către care ați revenit. Că v-ați obișnuit cu un bine care, de fapt, nu e bine. Dacă vă zic ceva, probabil e siguranța să fie de mâine. Aici să nu fac lucrurile. Dar gândiți-vă întotdeauna că prețul de a sta lângă părinți e mai... ca a sta lângă părinți e mai de preț decât ați merge bine. Vă zic eu, care am întârziat cu o zi la învățarea ta. Nu la mână, moartea ta. A sta lângă părinți e plata cea mai bună pentru toate celălalt. Cât costă bucuria părinților că vă văd dimineața în casă? Care e prețul? Cât costă strânsul de mână tatăl înainte de cât mai fost în ultima vreme, că nu mai știu. Să spună mama cât ești de mare și de bătrân, să te pupe să spună că te iubești. Cât costă să rupi mama? Dacă echivalați lucrurile, veți vedea că banca sufletească e mai mult aur și argint decât în cealaltă și că lucrurile se pot rezolva așa. Îmi doresc foarte mult să-mi întemeiez o familie, dar gândul privii mama asta. Cum aș putea să ajung în fața altarului? Noi ne căsătorim și ca să evităm gândul acesta. Bine? Încercați să găsiți omul, care să vă iubească așa cum sunteți și să prețuiască alte calități care sunt ascunse adânc în maldăul ăsta de mizerii care vă strecurați singur. Și nu vă temiți. Știți, lucrul curviei nu iese cu mai curvie. Dar iese cu foarte multă rugăciune și cu răbdare, cu răbdare cu pe sine. Am doi copii de 10 și 15 ani, nu pot să fac să costească pentru că sunt pretențioși la mâncare. Nu am mâncat o zi întreagă. Cum să-i mănâncă? Păi, la capătul zilei care nu mănâncă. La capătul zilei care nu mănâncă. Vorbiți cu un duhovnic lucid care înțelege această problemă, deși copiii ne seamă. Mi se răzriați ca cum eram noi când eram mici. Dacă părinții noștri nu trăgeau să ne împărtășească. Trăgeau de mese de totul la înghețate pe 3-7-5. Va trebuia cu napolitane. Ori acum observați, copiii noștri au o altă preocupare pe noi, sunt deja mai buni decât noi. Să știți că uneori ne-e greu să fim părinți, pentru că noi nu suntem părinți așa de bun cum sunt copiii noștri. Deci încercați să vedeți duhovnicul care să înțeleagă starea în care se află copiii aceștia și cum poate ajunge să-i ajute să se plătășească. Dacă preoții laici, adică preoții mireni, n-avem. Chiar preoți aici, chiar n-avem. Da? Spun că nu este bine să luăm anaturi în fiecare dimineață, iar monahul spune că putem lua noi ce să facem. Păi, depinde de partea care vă aflați. În general, când aveți dubii de genul acesta, uite, Tatăl Sfânt este disponibil, de tot timpul aici. Și monah, și Miriam cu noi odată. Că e plăticul nostru. Întrebați părinții bisericii. Nu angajați bisericii. Da? Deci părinții bisericii vă putea spune. Când se lasă noapte, părerea mea personală este că dacă în fiecare dimineață ne spălăm pe față, ne închinăm, ne spălăm pe dinți, înseamnă că putem să luăm și anaturi. Da? Dar nu luăm anaturi pe două ghițituri de cafea. Bine? Sau dacă în timpul nopții s-au petrecut lucruri pe care Dumnezeu îngerul și-a rapid să-l astupă ori. Da? Că ținta vieții noastre nu este să luăm anaturi dimineața. Și să nu-L rușinăm pe Hristos care s-a atins de anaturi. Bine? Cum pot ierta trădarea într-o prietenie? Din toată inima. Prietenie care nu-i trădată din când în când, nu e o prietenie controlată. Nu v-ați uitat că dacă nu-i furtună, nu se simte paruma de la mal? În timpul când e soare și e mare liniștită, toate curățile stau la mal.
La furtună rezistă doar cel care am curajul, corect făcut. Din când de când prietenia, în general, evitați prietenile. E sfatul meu. Evitați prietenile, fiți cordial cu foarte mulți, rugați-vă pentru și mai mult. Este un prieten care nu trădează tot timpul. Tot timpul, sigur, un prieten care nu trădează cu prietenia lui Dumnezeu. Celorlalți li se întâmplă foarte des. Cum putem scăpa de stările nervoase din relații? Dacă relația e cununată, l-ați poverit. Dacă relația nu e cununată, tot l-ați poverit să vedeți dacă mergeți mai departe. Dumnezeu de noi să deschidim. Da? Spuneam aseară, mai încă mai serios, că prin două martie. Am zis că femeile sunt supărate din două motive. Din nimic și din toate cele. Da? Dar nici bărbații nu sunt altfel decât femeile. Când se întâmplă să fim agitați, se întâmplă să fim agitați pentru că undeva s-a rupt un echilibru de liniște. Să fim cuminți și atenți. Cum trecem peste momentele triste și stările nervoase? Fiecare după cum i-a dat Dumnezeu. Știți? Unii ascultă muzică și își revin. Alții, dacă le pui muzică, mai ales mine, care cântă la vioară pe paleză, unul dintre ei, poate să fie cât de liniștit că deja te zbrăghi. Ideea este că pescărușii n-aveau nimic cu zâmbetul. Pescărușii le plăceau Sfântele Nat. Așa e și în viață. Unora ne plac Sfântele Nat, dacă pentru fiecare dintre noi Dumnezeu a rânduit o modalitate de a ieși din cercul acesta periculos al depresiei și al întristării. Sigur că toți ne-am dorit să ieșim în sus prin Hristos, ne bucurăm, dar Dumnezeu ne dă în adevăr mijloace fiecare pe măsura conștiinței, credinței și minții fiecare. De ce unii copii nu au șansă să vă reușească? Se știe mult de vreme. Acum, să știți că a te stinge de vreme în viața aceasta și a te aprinde de vreme în viața cealaltă, e un sfârșit. Noi nu gândim așa, dar este. Pentru un om de știință păcătos și răpănos și un copil îngeresc, când ai de partea ta raiul, nu gândiți atât de limitativ. Este oare mult prea mare influența lor în copii, când mor pe copii, mor din greșelile noastre de oameni. Se arată odată la fost neputința noastră, neatenția noastră, negrija noastră. Dar să știți că din moartea copiilor învață și Dumnezeu. Asta este sigur. Le-am toți povestit-o și am spălit. În Sâmbătă Mare a Paștului trecut, Ștefănel, care era bolnav la pat, m-a chemat și mi-a spălit, zice, să știi că eu mâine dimineață moare. În noaptea asta mor. Și Părinte, mor, zic, ce este? Zice, mor acum, în seara asta, zice, ca să pot să viu de dimineață. E, hai să ne lăbăim oamenii. N-ai vrea să mor după miezul nopții, că o să fiu la televizor. Și să fac cu mâna. O să fiu transmisiune directă, o să fiu lumânare, fii atent, o să fiu cuveșnită, frumoasă. Ce poate? Ce am să stau să mor după ce te văd la televizor. După ce am discutat, am luat binecuvântare iar și am dat părtășania scris de pe creier. Că trece de miezul nopții, mai e o bucățică de aici așa frumos, cu atenția cu mici, bine, doamna care se ocupă și de botezurile de urgență să stea lângă tine, că ne-am uitat să construim și operator pastoral. Ne-a lăsat totul pe preot, în mod. Pastorația în spitale trebuie să pune și interpret, mai ales acolo unde preotul nu poate intra cu haine lui de afară, în orice situație, era cazul copilului. Și după miezul nopții, s-a uitat la televizor, a fost bucuros că am zis, când am dat lumânarea celor de acolo, uite, pentru cei din studio și pentru cei de acasă, bolnav, știe el despre cine vorbesc, că am zis, el era încântat, încântat, mi-a zis, măi, că s-au zâmbit, s-au întors. Și la un moment dat zice, poți să-mi dai, ce mami, să mulțumesc că ai avut grijă de mine, ci eu acum. Și s-a stins. N-a început cu teorie, n-a judecat pe nimeni, el știa unde merge. Măi, oameni buni. Copiii știu unde merg. Noi am uitat. L-am întrebat pe tata cu câteva zile înainte de moarte, de care se frică de moarte. Și părinte, ce nu mi-a mai zis niciodată pe numele mei după ce mă fie rătărit. Tata s-a cotit mă tatălui după aceea. Era o fascinantă imagine. Și părinte zice, de nu mi-ai dispus unde merg, mi-a fi fost frică, dar pentru că am încredere că tot ce mi-ai spus e adevărat. Nu mi este frică de nimic. M-au făcut praf și bulbere. Vreau să aveți încredere când mi se spune că Raiul pentru oamenii aliatul nu. Iar pentru a cuceri Raiul e nevoie de noi. De fiecare dintre noi în parte. Părinte, cum putem scăpa de gelozie?
Greu. Greu? Nu mai citiți mesajele soților. Nu vă mai faceți singure rău. Vă rog frumos. Nu vă mai uitați la filme siropoase în care totdeauna aia gelosă are dreptate. Da? Uneori nu e așa. Pe de altă parte, să știți că atunci când se rupe puntea unei relații, trebuie să fim grijuliți și ce greșeală avem noi în ruperea relației. Femeia geloasă poate fi frumoasă, înțeleagă, nu e, dacă nu e, poate să bucure la un moment dat, dar apoi atunci ar trebui să are încât nimeni vreodată nu vrea să mai aibă de-a face cu ea. Pentru că m-a impresionat reacția unei mame, a unei doamne care a fost foarte gelos, era foarte geloasă și a spus, uite-te la mine, ce mi-a ratat toată posibilitatea de a fi bucuroasă în viață, îmbătându-mă cu oțetul ăsta urât. Ce te rog, nu ești nici frumoasă, dar ești deșteaptă. Nu fi frumoasă nici o clipă în viața ta. Asta era într-o plină criză de gelozie a soției sale, care s-a și părinte în avea. Bărbatul, în momentul geloziei, sau soția, în momentul geloziei, nu au argumente. Pentru că geloșii nu ascultă argumentele. Ei cred ce vor ei să creadă. Ei cred doar în ce macină ei. În ce își pun ei despre ei. E grea gelozia, inclusiv nu doar în relații, așa, în societate, în instituții. Pentru că rănește. Rănește, în primul rând, pe gelos. Gelosul este ca unul care are în el o metastază care a puroiat de afară. Numai el nu vede că miroase. Numai el nu simte că miroase. Pe cum putem face vorbi cu cineva care se supără atunci când spune ce simțim? El spune ce simțim. Dacă se supără, poate simțiți lucruri care vin din convinsă să le spune. Să știți că un om însurat, dacă merge să-i spuneți că iubiți și el își iubește soția, nu se bucură că iubiți. Decât dacă e supărat pe viață. Trebuia să încerce un lucru grele. Nu trebuie să spuneți că doamna ceea ce simțiți, când vedeți că celălalt se deranjează de aceasta. Dacă nu ne găsim un scop în viață sau dacă ne este frică de viitor, ce este de făcut? Păi trebuie să și trăiți, știți? Dacă din frică nimeni nu ne-a mirit. Fricoșii mor foarte repede. Mor sufletește repede. Îi vezi, sunt niște zombii care circulă prin lume, încercând să schițeze viața. Nu fiți așa. Faceți-vă curaj. În primul rând, repet, toate întrebările astea mă duc cu un singur cuvânt. Toate au o cheie. Duhovnic. Duhovnic. Și cum ar trebui să mă compor ca și șef? Aha. Astfel încât să transmit bunătate și celorlalți. Aduceți-vă aminte de sutașul care avea unul dintre subordonați spontan. Pentru mine a fost un șoc. Evanghelia aceasta. Și că în armată am citit-o prima dată. Eu n-am înjurat până la 18 ani niciodată, că tata n-avea obiceiul și nu mergeam în locul unde se înjura. Nu ne lăsam de ochiați. Mergeam la meci, dar stăteam mai departe. Mergeam la meci de handball, dar stăteam în alt colț al sării decât care e. Și la un moment dat, am ajuns în armată și două zile am recuperat toată lipsa din 18 ani. Pentru mine a fost un șoc să aud că un om din armată îi spune subordonatului să-l dute și se duce bine și vine. N-avea nevoie de cuvinte în plus. Deci când vreți să rezolvați problema aceasta ca șef, învățați pe oameni că au valoare cuvintele dumneavoastră. Au încărcătură cuvintele dumneavoastră. Pe mine m-a impresionat foarte, foarte mult că te văd pe fetele astea tinere care îmi jură. Sunt foarte deranjat. Mă doare foarte tare. Și le spun tot timpul, măi, fetele, gândiți-vă că trebuie să crezi gura, gura asta cu care acum podogăniți ca hasmărul, că te dore capul. Deci sunt foarte atenți la ce vă zic. Cu gura asta va trebui să-i spuneți fetiței voastre care au avea temperatură în ambea. Mă, micuță, nu ți se întâmplă nimic. Eu sunt alături de tine. El trebuie să știe că e așa. Că toate cuvintele ei au forța aceasta de o ține în viață. Dacă acum îți oxidezi, îți ruginești cuvintele, vei scârți tot pe viața ta. Asta este lucrul pentru orice conducător de instituție. Erodarea conducătorilor și de instituție vine din parșivismul celor din jurul lor. Un conducător bun este rezistent la lingușeală. Dacă reușești să nu fii lingușit și să-i spui cel care te lingușește, nu pe te deranjează. Dacă locul lui nu este în apropierea ta imediată, ești un conducător sănătos. Nu vă lăsați duși de vaie. Nimeni, cu foarte rare excepții, nu iubește liderii.
Cred că le impun limite. Cred că putea să crești în leadership, trebuie să crești în adâncimea ta intelectuală și spirituală. Trebuie să faci totul cu profesionalism și cu morală. Nu se poate altfel. Și nu-i vorba doar de instituții de stat, de biserică, tot timpul și în casă. Și în casă, unitatea este dată, când nu că se impune cu jurătura, cu pumn în masă, cu ciorba aruncată pe pereți și altă de genul ăsta, ci că și când tace, lumea știe, sau cum zice, încet, că tata doarme. Da? Tata nu e în prezent, tata doarme, dar încet, că noi ceilalți respectăm atitudinea. Cum să nu mai fim invidioși pe reușitele altora? Încercați să reușiți și dumneavoastră, mai mult. Mai la noi carierismul dăunează sau foarte grav creștinismul. Între carierism și creștinism este o propastă de netrecut. Dacă nu vreți să fiți carieristi și vreți să fiți creștini, țineți-vă de Hristos. Ce puteți să ne spuneți Sfântului acum în mare în toți celor din Constanță? Sincer, din inima dumneavoastră pentru mine, aveți senzația că v-am mincit dumneavoastră. În primul rând, să stați aproape de arhiereul dumneavoastră. Stați aproape de erare. Învățați că o corabie nu rezistă decât dacă este în siguranță comandantului. Învățați să trăiți toate dramele comunității cu destinerea unor oameni care știți că Hristos a înviat. Și sincer, nu vă mai luați după proști. Luați-vă după Hristos. E de lumina mea să fac un farul ăla greu. Când luminează noaptea peste ceață, salvează sufletul, așa și biserica, doar în momente de ceață și de furtună salvează. Farul, dacă ar merge ziua, n-ar avea niciun fel de valoare. E noaptea când își plătește valoarea. Câte răbdare să am până mă va cere de soție iubite? Există un termen minim? Băi, nu știu ce să zic. Exista în perioada studenției mele o pildă în care unul dintre profesorii noștri a căsătorit doi oameni în 18 și 19, 19 de ani. Și n-am mai ieșit la fața cu pișcot. Dar în rest a fost perfect. Există la generația actuală de bărbați o foarte mare temperanță în gesturi bărbătești și datorită faptului că poți fi acuzat de pățuire când îi spui un om care iubește. Am ajuns atât de departe cu mizeria aceasta, a egalității de gen, încât bărbatul a început să fie frică să fie bărbat. Fiți bărbată în cazul ăsta. Întrebați-mi, bă băiete, cât mai e de să mă iei? Mă iei sau nu mă iei? Dacă mă iei când, durata și scopul zilnic. Pentru că, în mod real, generația actuală de tine bărbați este lipsită de creativitatea aceasta a curajului. Nu fiți supărați. Așa au fost învățați. La școală nu ne întreabă nimeni nimic. Trebuie să răspundem doar ce suntem învățați. În licee, idem, idem. În viața de familie, părinții n-au timp de noi. Vă rog frumos să înțelegeți ce se întâmplă ca să puteți să funcționați. Înțelesul și la lume duce și lume duce pe noi în ispită. Păi, a nu fi lăsat sau a nu fi dus în ispită înseamnă mai mult decât glumițele noastre pe care le ducem noi, le facem noi pe tema, înseamnă a nu mă duce pe mine în altă direcție decât în care stai tu. Nu mă lăsa pe mine să merg în alt loc decât în acela în care ești tu. E cel de fapt, e ca să se arate. E ca în armată. Stau pe cine? Comandantul verzi. Comandantul verzi la mine, ceilalți pe loc. Și când se apropia comandantul verzi, și-a luminează fața. Și apoi parola. E cel de fapt, e Hristos să fie comandantul gărzii noastre. Să-și lumineze fața ca să știm încotro merge. Să nu ne luăm după cei falși Hristoși care ne duc în ispită. Care este rostul încercării? Pentru fiecare încercare are rostul ei. Nu există un rost general al încercării. Fiecare are rostul ei. Pântul face mai bun, pântul face mai înțelept, pântul parcă întroște. Știți că noi vedem încercarea până la ceva negativ. Păi, oameni buni, încercarea este și să fie absolvent de liceu mediocru și să devii din altă președinte la unui consiliu de țară. Nu-i glumă. Sau să fii un student prost în teologie și să te duci să ți se ofere posibilitatea, cine știe prin ce continuă, în ce context, să ajungi director de întreprindere. Să nu știi nimic din ce se întâmplă. Asta e ispita de până. Când se întâmplă lucrurile urâte, grele, prea le vedem, le sare noi. Știți? Deci am spus tot timpul că perioada din 1948 a fost mai ușor de trecut decât perioada aceasta.
atunci măcar știam cine e dușman, de unde vine, număr, știam exact comportamentul. Acum problema este că dușmanul nostru te trădează, dușmanul te trădează după ce face foarte des, se prezinte ca fie locul tău. Iordan, dacă România cad oameni, cad pentru că cei care o vreme i-au însoțit cu aplauze, cu lauri, susțin cu galerie, dintr-o dată au mișcat, cum ziceau bătrânii, au schimbat macazul. Ori, una dintre marile calități ale Uniunii este aceasta să nu schimbe, să fie rău de fidel. Mulțumim Bunului Dumnezeu că am ajuns să rămână. Păi, de ce părere aveți despre Claus Kelly, autorul cărții 2 milioane de kilometri în căutarea adevărului? I-am făcut prefața la a doua carte și mă las în continuare uimit de cât de greu poate un om inteligent să se întoarcă la Hristos, dar și ce frumos este să se întoarce la Hristos în un inteligent extrem de inteligent. Am auzit foarte multe cărcotele, foarte multe comentarii, sau sună fantastic. Fantastic. A trebuit în una dintre cărți să publicăm câteva fotografii de ale lui cu părintele Rafael Noica, cu părintele Sofronie de Rese, ca să înțeleagă cei care comentau și spuneau că nici măcar nu-i bojeta, cum îi bojeta cei creștini de ortodoxe. Noi se pare că în sine creștinismul ortodox este o chestie, o linie dreaptă. Dacă de aici și pe aici, pentru că nu e ușor, aici suntem crescuți. Aici suntem crescuți. Aseară la Galați, m-au întrebat cum pot supraviețui în situația aceasta multiculturalității. Și mi-am adus aminte de un lucru petrecut în copilăria mea. La moschea din buricul Constanței era un fiu bătrân simpatic. Când ne-am dus o vizităm cu tata și mama, după ce a trecut prin totul ăla, a vizitat muzeul, a vizitat catedrala, țin minte și acum. Când am intrat de înăuntru, bărbat trebuia să fie închisă și zice, moschiul zice, da, vă las, că vă văd că sunteți cu copii. Tata a zis, să rămână părinte, mulțumim frumos. Am intrat, am văzut ce era de văzut, tata ținea foarte mult. Eu cred că educația copilor este ține și de locul să vezi locurile neam, marele neamului tău. Nu? După aceea am făcut pe prima construcție din fier beton, din beton armat din România, dăruită de bucureșteni, nu? Dobrogeni, după ce Dobrogeni l-a construit o biserică, ceva. Poveste întreagă. Atunci, ce aveam? Visam la Baclavale, nu la geamii. Și știți ce m-a impresionat cel mai tare? A zis tata, zice, părinte, dar exact așa, părinte, mâine poți să vin să văd tu, ca astăzi ne-ați deschis. Ce ai văzut? Și tu că nu stă mai rău bine. Da, cum să nu? Dimineața la 10 am venit de la Ivorie, doar cu trenul, pentru că nu era nimic. Am venit și am venit tata să-l torne pe muftit. S-a așezat, bă, n-am să văd cât trăiesc eu. S-a așezat pe scaun și a povestit ei de unde sunt fiecare. Tata, la sfârșitul tunsului, știa istoria întregului minaret sufletesc al omului respectiv, iar omul acela știa despre tata toată crucea vieții lui. Au plecat îmbrățișându-se, bucurându-se, după două zile, tata și-a făcut drum și l-a bărbierit pe bătrân, cât i-a ducea minte de tatăl lui cumva. Știți că atunci când am plecat cu trenul, sigurii oameni eram turiști, turiștii că nu se iubesc localnicii neapărat. Da? Nu se creează niște lucruri bune, bune. E, în gara din Constanța n-am să iei niciodată. Ne așteptam un fiu și soția lui cu două piesici aurii. Avem foarte mult să ne dăruim unii altora. Dacă ne va jocori, câștigă diavolul de fiecare dată. Eu nu spun că nu ne trebuie rigoare și să știți că data la toți foarte rigoros. Da? Ne trebuie să simt și candoarea aceasta împărtășiei cu celălalt, da? Frumuseții cu celălalt. Slavă Domnului, Dobrogea îi spune la ora actuală dintre cele mai frumoase pagini de cultură dobrogeană pe care am citit vreodată. Un profesor face prefața la o carte apărută la Humanitas. O sinteză de 45 de pagini, povestind despre Dobrogea, mai frumos decât zeci de volume de carte. Și am înțeles cum acela iubește locurile, nu doar istoria locurilor. A spus de faptul că mama v-a ajutat să împărtășiți un copil bănav de audit și ca să stați în Părtășania, să mai ia și a doua zi. Așa s-a înțeles, să muriți. Păi există cazuri în care eu nu pot să un copil autist nu primește din mâna unui străin. În prezența mea, foarte puțin, am plecat către copii. Să știți că nu s-a crăpat nimic. M-am uitat și nu s-a crăpat nimic. Cei care au practica spitalelor de neurologie, de neuropsihiatrie, cei care trăiesc în linia lui și știu adevărul, ăsta este adevărul. Sunt foarte multe situații. De exemplu, în mod normal, orice secție de ginecologie, de naștere, de maternitate din România, ar trebui să păstreze aghiazma mare, mirul nu e cazul. Dar se poate lăsa inclusiv în Părtășania ca
într-un dulap de urgență pentru situații de botez. Sigur că părtășanii au dat preotul care se poate. Și asta e de preferat. Dar nu avem preot atât de provocare avem. În situația copilului frumoasă de situație, iar celălalt copil nu pot să vă dau amănunte, că nu pot să vă dau amănunte despre babul meu copil, ca să vă rămâniți dumneavoastră dilemele. Pot să vă spun că, în acord cu reprezentarea mitropolitului meu, știind foarte bine practica bisericii în situație de risc, am acordat exact așa cum am spus. Asta nu înseamnă că vor pleca pe nicio și vă dau scris. Nimeni din biserică mâine dimineață nu se ia împărtășoare să ducă acasă. Stați liniștit. Temperați-vă, rigorismul. În mod cert, toată lumea de aici știe că din mâna preotului se ia împărtășoarea, pentru că nimeni nu mi-a zis salut popă, toată lumea mi-a zis să rămână pe mine. Oamenii știu foarte bine în biserică. Doar alții cred că nu se știe în biserică. Biserica se știe de biserică. Pentru astfel de caz extrem de speciale, cum a fost și unele din război, la un moment dat, este într-un război permanent. Extrem de special și subliniez. Asta s-a întâmplat. Sigur că n-am să o mai repet. Am să las copiii autiști să fie aruncați din biserică. Copiii muribunzi din spitale pașopăriți și dacă se poate muribunzi de pe autostradă să moară în șansă. Doar să ne satisfacem noi din când în când dorința de a fi perfecție. Știți ce înseamnă să-i pot spune unui medic care este ofițer, care are legitatea României peste el, că poate din când în când să intervină și să ajute în situații limite pe cei căzuți în accidente mortale. Cine credeți că îi ajută pe oamenii? Aveți senzația că plecăm noi un câmp de preoți la fiecare accident? Ei acolo știu ce-au de făcut. Și slavă Domnului că știu ce-au de făcut. Și bravo eu că știu ce-au de făcut. Părinte, cum fac rugăciunea mea să simt că e iubită de Dumnezeu, cum fac cantitate în calitate? O să știți, calitatea rugăciunii e greu, că n-avem parometru. Dacă vedeți că nu simțiți calitatea, dați drumul la cantitate. Bine? Sunt o femeie care are multe roluri, soție, mamă, angajată, gospodină. Să știți că este atât și bărbații de deși mergem la biserică și încercăm să aplicăm cuvântul prudent, de cele mai multe ori disperarea și frustrarea pentru mine și devine om pentru familia mea. Ce ar trebui să schimb? Păi încercați să fiți gospodină la biserică, angajată în familie, da? Nu confundați spațiile de manifestare. Fiți bucuroasă și încercați să le faceți pe toate la timpul lor și la locul lor. Ce trebuie să faci și cum să vă rog pentru a găsi un soț potrivit? Pentru un soț potrivit trebuie să ieși și pe stradă, să vorbiți cu oameni numai de Dumnezeu. Da? Deci căutarea soțului are o dublă calitate. Axial spre altar și da, în sus cu Dumnezeu ca să vă uniți cu El, dar de fiecare dată trebuie să priviți și în jur. Da? Hristos nu ne pune ochelari. Nu ne arestează în altă dată pe cei din penitenciar. Hristos nu ne ia posibilitatea de a vedea lumea pentru a putea să luăm o părticică din ea după aceea. Deschideți ochii, propuneți-vă. Că să zice asta, este și o propunere. Te propui unui om care te poate iubi. Are disponibilitatea de iubire. Știți că biserica nu căsătorește două evanghelii. Căsătorește un da. Da. Mă iubești? Da, te iubesc. Mă iubești? Da, te iubesc. Noi cununăm daurile mirilor. Fără daurile mirilor, nu ajunge să se face soarele. Da? Sau soarele, pe câteva vreme. Că s-a mai întâmplat și se mai întâmplă. Reușești și alți oameni din alte religii să intre în rai? Nu știu. O să aflăm. Știți că eu poveste celebră, care pe mine m-a pus pe gând, când îngerul ia pe unul care era foarte hotărât, știți cum e povestea, ferească de Dumnezeu de omul unei singure cărți. Îl ia pe și îl plimbă, când zice, ce ești pe gând? Și de ce? Și aici sunt protestanții, dar cred că numai ei sunt din rai. Și aici, și aici, sunt catolicii și ăștia, cred că numai ei sunt din rai. Și aici, aici, ăștia, supra, atenți, la toate, și ăștia, cred că numai ei sunt. Deci, lăsați, asta e chiar gravă la Dumnezeu. Și cum ne vindecăm de depresie? Aveți grijă că vindecarea de depresie nu e vindecare. Nu confundați faptul că vă simțiți mai bine cu o vindecare, dar nici nu luați de depresie orice fel de tristare. Mama s-a limbă cu capela de dimineață și a intrat într-o depresie. Da? Nu vă jucați cu focul. Bine? Nu vă jucați cu focul. Eu trebuie să vă spun, cu toată rușinea mi-a cerut iertare de la femeie, când am dat exemplu, dar nu pot altfel. Eram la spovedit și stăteam ca părintele așa, catedrala se ordine.
Și afară, Doamne, era coada mare, așa, era cu mult înaintea Crăciunului, dar părea că e Crăciun. A venit o femeie, strate, cunoscând-o foarte bine și fiind o femeie foarte echilibrată, zic, păi s-a făcut așa. Doamne, că părinte, am o problemă, mă rog, doamne, poftim. Părinte, mi s-a stricat bușonul la jacuzzi și vine bărbatul pe de la drumul lung. Băi, n-am înțeles. Mi-a doamnă, dar știți că pentru asta zic, stai cu telefonul, stai la telefon. Ne-a nicu, să rămână, instantul, dar ai, da, păi, are să vreau să pentru rugăciune, în avem pe Dumnezeu, pentru rugăminții avem pe oameni. Nu confundați țintele pentru care trăiți în viață. Despre ispita din post. Am spus-o. Dar un post fără ispită este ca o ciorbă fără sare. Da? Scade tensiunea ceva fără sare, e clar. E foarte bine. Te ajută uneori, dar nu ți-aduce aminte de nimic. Știți? Nu ți-aduce aminte de nimic. Și nu exagerați, nu e ispită tot, să vă spun. Dacă vi s-a terminat benzina din rezervor, nu e ispită, e neatenție. Da? Dacă șeful vă spune veste și jumătate și vrea să fie la fix, nu e ispită, e întârziere. Numiți corect lucrurile cu care vă veniți, ca într-o să dați o valoare pe care nu au. Și nu exagerați, vă rog frumos. În biserică nu-i pus bătut ochiul stâng, bătut ochiul dreptă. Dar noi singur care avem să se scoate biserică, e peștele în dezlegare. Da? Și cum convinc pe soțul meu să vină la biserică? Doamnă, nu știu. Ce, părinte, știți cum soțul vine la biserică dacă dumneavoastră deveniți cel mai frumos om din biserică? Pentru că mă iubește pe dumneavoastră, o să vină la biserică ca să vin cel mai frumos om din biserică. Vă dă și succes. Bine? De părinte, îmi place mult o fată. Dar ea are piele. Dar pe bani, ce să fac? Taci. Și așteaptă. Da? Dacă piele nu trebuie de mine, soțul ei, te vei bucura de o prietenie frumoasă. Da? Bucurați-vă de prietenie. Bucurați-vă de prietenie. Poți să fii cu... Lumea asta din jur ne-a învățat că doar dacă consumăm fizic niște prietenie în valoarea noastră, nu? Prietenirea valoroasă este cel care persistă peste ani, ca și cum te-ai fi despărțit cu oră înainte. Te întâlnești după ani de zile, ca și cum câteva clipe înainte de zile. Unor nici nu mai știi nimic despre omul respectiv, dar tu când îl vezi, e ca și cum o zi înainte de despărțit. Astea sunt prietenii care nu trebuie consumată, e tot așa cum lângă de Dumnezeu. De ce preotul contemporan nu se mai spovedește? Nu știu, eu sunt mai clasic și mă spovedesc. Eu sunt nebunit oricum. Asta cu preotul contemporan și spovedul, să știți că e la secția dumneavoastră de scenarii, la secția reală, eu spovedesc pe săptămână în jur de 30 de preoți. Minim. Și din când în când și eu mă spovedesc. Noi din nefericire nu mai avem timp la spovedul, că ne mâncați timpul cu spovedul dumneavoastră. Nu știu cum se face, că începem întotdeauna de la facere, capitolul 1, versetul 1. Și până ajungem să spunem copiii unei antrepătuite, o fai nouă. Și ce înseamnă să rap 3 ore? Un om despre care știe ce a făcut. Că știe ce a făcut. Și o să vedea 3 ore selective prin toată istoria Vechiului Testament. Prin mina lui Dumnezeu, prin teologia să fie amură în ochi. Și lasă și să spună de bagratatul meu pe care dacă ți-o spunea din primele 5 minute, îți puteai și pe el să facă pe deșteptul, că îți puteai și tu pe tine să facă pe prostul. Spovedania este o săgeată în arc. Folosiți arcul și săgeata pusă în mâna lui Dumnezeu. Preoții care nu se spovedesc sunt triști. Îi vedeți la sfârșit. Sunt dichisiți, sunt triști, sunt amărâți. Cred că îi se cuvine totuși nu i s-a dat nimic. Cer drept, trag de arhiereu, trag de profesor, se ceartă cu protocopii, dar ei sunt la altă secție. Da? Sunt la Biserica Reșapată. Aia care încearcă să-și revină. Să le dorim succes. Poate fi aceasta o cauză a depopulării locașului de cult? Nu. Că Doamne ies din biserică, nu ies doar pentru că preotul e neatent la spovedanie. E neatent și neatent. Cum să internăm, să-și îndemne mamele copiii către bucuria lui Hristos? Copiii văd în Domnul de chipul lui Hristos. Hristos, o vreme, seamănă cu mama. De-aia că eu se poate revedere. V-ați venit de ce putem rog dintre noi? Pentru că atunci când suntem cu fața către Sfântul Altar,
suntem Maica Domnului care poartă în fântece întreaga comunitate, iar când ne întoarcem cu fața lui Hristos, ca să ne ducem pace tuturor, suntem Hristos care binecuvintează comunitatea. Da? Termenul e dur, să-i spunem, androgenitate liturgică, dar există. Deci, copilul identifică în mamă și în tata Chipului Dumnezeu. Dacă mama e dea și miroasă, uneori, eu râdeam cu studenții că Sfântul Nicolae miroase a vanilie. Că Sfântul Nicolae, mintea noastră, ne leagă de bunici. Și bunicii miroase doreau la vanilie, la cozonar, la... găseau ei ce se poate să le ducă de nas. Întotdeauna, așa e fie omul, așa se te construiești. Știți o icoană bună pentru copii. Nu trageți de ei. Faptul că e luxat spunea duminică dimineața să trageți la biserică, nu-l ajută la nimic, nu luminează, nu-l bucură. Nu-l bucură. Și să știți, a sfârșit la un moment dat pentru o biserică, unde eu nu am copii. I-a văzut în sufletul ăla. Doamne, erau fascinați. Își dădeau frate, râdeau, se ciupeau. Dar când a început liturghia, n-a mișcat unul. Era atât de frumos să joacă părintele și erau atât de... Apropo, să vă spun. Nici n-ar trebui să fiți foarte drăguți în Constanța. Aduceți-vă o cură de armonie. I-ați văzut pe copii cum stau când cântă cu băieții și părinții ăștia. I-ați văzut. Alții, pe alții mănâncă după ureche, dar pe copii nu. Dați-le copilor să digere frumusețea bisericii. Da? Copiii cu gustă din frumusețea bisericii, nu mai vreau Dumnezeu. Eu zic, eu îmi puși odată la vizit. Ce faci, mă? Unul ca la școală, n-ar sta o oră. Zice, părinte, n-aș mai pleca din catedrală până mie dimineață. Băi, fiecare. Tu trebuie să pleci să te plinești. Mâine dimineață să mergi la școală. Nu, băi, vin la școală, inspecție și dacă nu ești la școală, să treci asta. Iubea locul, omul, iubea tot. Vedeți să-i face vreau să iubească biserica pe tot ce înseamnă biserica. Tot. De la cartea de îmi doresc vremea în care biserica să dea pe mâna tuturor copiilor în clasa întâi, prima carte de colorat, să aibă de la biserică. Să aibă toți copiii cu o Biblie acasă, să zică tot, uite, e de la părintele nostru, e de părintele nostru. E un rând că noi la Sibiu, care, la Brașov, care a oferit copiilor de Crăciun mica Biblie, aceea albastră, care e ultima ediție. Dumnezeu străluceau copiilor cu ochii de ziceai că au primit televizor cu plasmă, auzi? Deci erau încântați, mi-au zis, părinților și părinte, n-au ieșit din cameră 5-6 zile decât să se joace. N-au mai avut televizor, n-au mai avut nimic. Știți de ce? Nu pentru că era cartea cea mai frumoasă. Era de la părintele. Iar părintele-i Dumnezeu. Dați-le copilor șansa să se părințească de mici. De ce nu se citește din Biblie la ore de religie? Probabil că aveți un profesor de religie mai analfabet. Un profesor de religie realist și corect, vorbește întotdeauna de la Hristos, spun, și mi-a zis, nu știu, știți, părintele, sunt din biserica evanghelică. Dar ce, din biserica de comerț, sunt vreme de tot suntem biserică evanghelică. Fundamentul bisericii ortodoxe este Evanghelia lui Hristos. Cine nu vă dă fundamentul bisericii, are o problemă. Dacă un părinte, un profesor care s-a ajuns la manual, pare că este și din altă. Cum să învățăm să trăim fără bunici? Greu. Dar de ce se face? Bunici îți spune întâmplă. Cu că scoate că o să nu acolo pe bunica, nu te obrăzici. Nu te obrăzici. Asta e o întrebare de credeți că țara ar fi condusă de o structură? E posibil ca țara să fie condusă de o structură fundamentală creștină și să funcționeze cu legile lui Dumnezeu? Cred că teocrația este o perioadă de istorie pe care am depășit-o greu și cu rând. Va fi foarte greu să ne vindecăm de ele, da? Nu e imposibil. Dar să știți că am avut niște colegi intervievați de cineva și eu spuneau că în altă asistitul nostru i-am fi obligat să facă politică. Eu am fost în postura de a fi președintele Consiliului Județean. M-au chemat toți cei din partide respective și mi-am spus să pare foarte rău pentru mine. A fi preotul lui Hristos e mai presus decât orice politică din lume. Singura politică pe care simt nevoia să o fac este următoarea. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Iar eu chiar să am ceva de dat, spre deosebire de adică n-am nimic de dat. Pe mine mă cântă să fiu preot. Mi-e bine așa. Nu cred că m-aș bucura să trag soiul de politică. Nu m-aș simți bine. Că în politică, dacă n-ai tubulatura corectă, te înfunzi la jumătate. Atunci e de preferat așa. Și cred personal, cred personal, n-aș vrea să fiu în pielea nimănui care intră fără voie în jocul de politică, în malasolul politică. Pentru că te mănâncă, te erodează. Și să știți că
Politica nu este numită urât, urât cum știm noi că e numită, pentru că, din alt motiv decât pentru că nu este fidelă. Nu este fidelă. România, din fericire, este martora unei politici a cărei regulament se schimbă în timpul meciului. Și este ca și cum, când atacă echipa mea, poate să fie offside, dar nu e offside, am scos din regulamentele offside și când atacă ceilalți, chiar dacă nu e offside, e offside, că noi am scos că e offside. Schimbarea dintre legilor în timpul guvernării, o spune, am să decantă cu legilor. Este mai periculoasă decât o guvernare de asta. Și indiferent ce partid politic o face, că noi am avut experiența în multiplelor schimbări din timpul jocului. Vă rog mult să vă rugați să nu ajungem vreodată ca preoții să fie obligați să facă politică. Înseamnă că ne-am murit chiar pe toate capetele, pentru că și-au mai rămas urmă. I-am zis semnatul, este semnal de alarmă pentru preoții trebuie să intre și să facă politică. E semnal de alarmă. Știu că o să vă încercați, dar trebuie să vă spun că dacă s-a schimbat ceva în modalitatea de împărtășire să fie individuală, nu din gură în gură, că nu vă împărtășim din gură în gură. M-ai chemat, ne vă spun că o să mă deochem ce prostii ziceți, dar în rest, că știi mult mai bine. Auziți, am primit și o scrisoare de demonstrare de la un loc, nu de demonstrare. Ne, mi-a scris pe 10 pagini de ce e important să schimbăm lingurița, să vă spun un lucru. Împărtășania, în primul rând, nu este un aliment care rănește omul și îl ajută. Dacă omul nu înțelege asta, trebuie să se ia acasă. Dar noi transfuzionăm împărtășania, nu umplem curile. Dovadă că în vârful degetului mic, dacă pui un pic de trup și sânge lui Hristos să dai pe buza muribundului, este echivalent cu a mânca două potire, dacă vreți. Pentru că Hristos nu stă în noi, stă în El. Nu confunda asta cu noi. Biserica nu-i patiserie să schimbă lingurița la fiecare jertfă. Cum se poate vindeca ruptura dintre popor și biserică? Dacă este o ruptură reală, se vindecă prin soluții reale. Eu personal, care merg ceva pe țară și ce merg ceva pe biserică, constat că nu avem o ruptură între biserică și popor. Nu acolo e ruptura. Fractura e în altă parte. Dar nu între popor și biserică. Cum să găsim persoana potrivită când cunoaștem numai persoane necredincioase? Nu. Ca să tu papă, când s-a dus la Roma, toți aveau adevărința de creștin. Păi dacă vreți să ajutați pe Hristos, trebuie să mergeți între necredincioși. Cu bunătate, cu simplitate, cu curăție. De ce tinerii sunt necredincioși? V-am zis neneală, am învățat. Sinaxat de înjurături cu tine. Nu. Ideea că tinerii sunt mai necredincioși e falsă. Tinerii sunt doar într-o căutare mai vizibilă. Bătrânii știu să ascundă că sunt neliniștiți. Și lipsa lor de credință o pot ascunde într-o toleranță crescută sau te mirce. Știți de la ce am învățat asta de la Nicolae Steiner. Săptămâna trecută mi-a revenit pe retină propoziția care face cât 100 de cursuri de morală. El spune că cel mai greu ierți pe cei cărora le-ai greșit. Cel mai greu ierți pe cei cărora le-ai greșit. În contextul ăsta vă întreb eu, în senzația că generația tânără e cea mai necredincioasă, eu zic că nu știe ce-i mai neiertătoare. Dovadă că acum o striga vrem spitale pe tatăl tale, după aceea s-au rugat cu tatăl nostru cel îndreșteptat. Pentru mine a fost extrem de important modul în care biserica a reușit să gestioneze una dintre cele mai mari minciuni media pe care a avut România în urmă din 800 de ani. Vă rugăm să ne ajutați să înțelegem mai clar care pământul corespunde care e fericit. Promit că am să scriu un articol și publicăm, dacă dăm în următarea noastră, îl punem într-o revistă, bine? Toate, toate cele 10 porunci intră în fiecare fericire. Toate, combinări de 9 luate câte 10, ceartă propriu de mate, sau de 10 câte 9, că tot aia e, de fapt. Nu știu cât e, că nu mai știu. Cifra finală chiar nu știu. Dar asta arată multitudinea de posibilități pe care ne acordă Dumnezeu să putem fi fericiți. Da? Părinte, dar de mânie cum să scăpăm?
Eu scap foarte greu. Scap încă greu. Cred că oamenii care reușesc să nu se mânie, sunt cei mai fericiți dintre oameni. Probabil că ei aplică fericirea întâi. Și a doua. Și a treia. O, toate nouă de rău. Deci un om care, când noi când ne mâniem, despre asupra unei imagini de sine pe care noi ne-am făcut. Suntem mânioși pentru că ceva ce noi ne spuneam, nu e cum ne spuneam. Păi de cum știm dacă ne-am ales bine după mine? Păi cu bucurie. E ca la dentist. Dacă nu vă dor dinții după extracție, dar dacă ai extras dintele bun. Dacă mergeți la medic și îmi spuneți că vă doare dintele stânga jos și vă spate dreapta sus, data viitoare vă rugăm să nu mai apelați la acelea servicii. Iar duhovnicul bun nu înseamnă la că ta, și nemai pomenit, excepționale. Duhovnicul te încurajează certându-te pe treaba asta. Întotdeauna el îți spune un cuvânt greu, care a spus în gura oricărui altea, vă spărți de asta, atunci a simțit să-ți vezi duhovnicul. Când el zice un cuvânt greu, dar cu o dragoste care te face să gândești. Și merg mai departe. Cum aș putea să mă descurc într-un colectiv cu copii care înjură? Păi, nu înjurați. Bine? Dacă reușiți să nu înjurați, eu nu mai știu cum rezistă învățătoarele astăzi. Am niște rapoarte de din teren incredibile. La ce spate s-au ajuns la fete libertății și plurieducaționale și multieducaționale și un proiect de țară, dacă vrei să-l ucizi, ucizi ca să nu facă. Omori învățătoare cu copii care au toată trebuie. Inclusiv dreptul că am înjurat pe învățătoare. Am intrat într-o clasă la un moment la o dată și cel văzătoare am părinte, nu stați mult că și-au dat pe învățătoare. Zic să vezi în studiu. Două dozele de lemn, dar zic, acum vă mănânc. Păi, acum minți, n-am spus din Doamne, zic, și clar. Treaba asta am rezolvat. Am spus să merge, părinte, niciodată nu am mai întrebat. Adică copilul trebuie să fie, păi, o prostie, ce spui tu, eu tu, pe ei. Eram într-o clasă, într-o școală, între copii, erau foarte violenți și rupsesele de două ușuri. S-a chinuit viața învățătoare să pună pe ce dă, lupte. Dom'le, ușa, a treaba mea, după ce, ce faceți? Scoate ușa. Am pus ușa, și cum făceau pe ele astea, așa de da, le tușă, bă, man. I-au chinuit două, trei zile, până când unul dintre ei, vine și zice, părinte, ai grijă de doamna să pune mușa, că avem de grijă. Aceeași clasă, la câteva săptămâni, m-am zis, ați povestit de timpul ei de religie. Și pentru că era de parte de Sfânta de la lui, tot cu acordul în alta sensibilă, ca să se înțeleagă bine, i-am împărtășit imediat după spovedanie, în clasă. Pune bucuroși cu ea, era Crăciun. Dar văd că cântatul Hristos a înviat ca fărăciune. Știți ce a fost minunea? Nici unul dintre părinții copiilor n-au lipsit de la înviere și n-au lipsit de la spovedanie și împărtășanie. Acolo a fost așa. Am lovit 20 de copii și am câștigat 80 de oameni. Nimeni, nimănui, ne-ar fi trecut prin cap că biserica poate să fie și la Catedra Învățătoare. Noi avem obligația ca biserică să resacralizăm învățătoarele. Sunt oameni care scântă deștepți pe jos, dar nici un ministru. Ca și profesor. Mi-e de aia ce cine a adus unitatea pe biserică și școala știu cum de și când ne-au pus cap în cap unii cu ceilalți în încercarea disperată, știți cum era simplu la ora de religie? Băi, vă legați de noi de religie? Când iubesc pe ăla de matematică, îl iubesc copiii? Sau pe ăla de tine? Asta așteptam să facem. Iar ne-am spus, nu, e vina noastră că nu ne iubesc să fie ce, dar haideți să vedem ce avem de făcut ca să ne iubesc. E diferență de atitudine. Care este cel mai bun mod pentru un creștin de a comunica cu părinții? Dacă creștin mic, îi pupăcește mai des. Da? Da. Ce mă poate motiva să-mi urmez visele? Păi nu vă luați după vise, că dați-mi vedere după aceea. A visa un obiectiv în viață nu înseamnă neapărat că aveți dreptate. Și nevoiește să se mântuiască cu întrebarea să călătorească. Întrebați oameni care și-au pierdut toate visele pentru a fi în realitatea care se cheamă. Împărăția lui Dumnezeu nu e un vis. E o realitate. De câte ori fac o foarte bună, cineva caută să mă dărâme și să mă facă să renunț la afacere. Dar nu s-a zis? Nu, dragă, colegi, prieteni. N-a scoțit de toate că ați dat decât un leu. Prăpădit de un leu mic de la verde, de viorca verde. L-ați dat la ieșirea din biserică și într-o dată când v-ați să vă luați cornul, ați fost că mai trebuia un leu. Zice, bă, pentru că încearcă să te oftice, am pus ghilimele de rigoare,
pentru faptul că ai făcut binele. Abia atunci știți că ați făcut binele când cineva vrea să te lăude. Când cineva vă aplaude, excepțional, ce bine ați făcut. Mergeți acasă și vă rugați ceva din rugăciune. Cum reușim în familie să-i menținem pe copii aproape de Hristos? Am spus-o cu mai multă deschidere și încercați înainte de a ține pe copii aproape de Hristos să vă prindeți, să vă țineți pe dumneavoastră aproape de copii. Da? Dacă ai încercat să ție, Tatăl și nu se schimbă în comportament, ce trebuie să mai fac? Povestea cu fereastra Tatălui, da? Să priviți și pe fereastra lui. Ce putem să facem ca țara România au fost clerici? Aștia pe care unii vor scoși cu totul din diplomație. Păi, am o problemă delicată. Am fost toată viața mea un orb, ghilimele, și eram în casa cu soția. Dar acum, după ce a zis că nu mă mai iubește, am ajuns să iubesc foarte mult. Avem și doi copii. Ce să vă spun? Vă rog să luați la capă, reconfigurați. Nu cerșiți iubirea, iubirea nu se cerșește. Iubirea se cucerește sau nu mai există. Nu începeți să fiți smiorcăit ca să câștigați inima soției, ci încercați să modificați subiectate pe câte să nu facă trăită în dumneavoastră. Vă doresc rugăciune multă. Ce poate face o soție pentru a-și ajuta soțul care se îndemnează ușor și jignește în acele momente, înapoi îi pare rău? Când îi pare rău, să-l învețe să îi pară bine că e soțul dumneavoastră. Da? Învățați să se bucure de lucrurile mici, neînsemnate la prima vedere. Și părinte, sunt student la teologie, îmi doresc să ajung slujitor, însă mă încearcă necredință. Ești cel mai potrivit pentru Dumnezeu. Deci, studentul care încearcă necredința, dacă pune mâna și citește, se lăbărește, muncește cu sine, ferească Dumnezeu de studentul auto-mulțumit. Ca și de preotul auto-mulțumit. Cel mai fain e omul care îndoiel, că încearcă să le depășească. Și depășindu-le, se întărește în viața lui. Nu există o grilă de credință și necredință conform căreia intrăm sau ieșim din creație. Finalul nu e aici. Finalul este bine, strugă, bună și credincioasă sau pleacă de la mine. Este normal că mă pot să spună alte persoane ce ai mărturisit la spovedanie. Nu e normal. Face parte dintr-o patologie socială, scăparea bulii. Dacă a spus-o să o facă rău, e un caz aproape pe tot. Dar să aveți grijă. Eu am predicat odată la catedrală și m-am trezit după predică cu o doamnă în fața altarului, nu predicându-mă foarte. Nu vă e rușine. Nu se spovedise la mine, dar nu vă e rușine. V-ați luat de păcatul meu pe care tocmai l-am spovedit, dar ce minte am ucis din sufletul vostru, în sufletul vostru de preot. Voi vorbiți în altar păcatele noastre. A, exact asta. Noi, de fapt, vorbim păcatele noastre. Știți? Și, bun, lucrat. În spate acolo un domn. Râdea cu gura cu la urmă. Ce nu știu, ne ești nesiți. Doamnă, exact asta vreau să-i spun și eu pe mine. O predică bine rostită. Îi face pe toți și din biserică să se simtă un pic atingi. Da. Dacă am făcut o promisiune în fața lui Dumnezeu, trebuie să o devinesc în diferite situații. Nu chiar. Dacă am făcut promisiunea să mâncați 4 tone de hot dog cu muștar, să vă țineți, da? Cum să comunic mai ușor cu fiica mea? Puh, să-mi ziceți și mie dacă vreți. Există o ușă de la care fetele închid ușa cu cheia. E firesc. Intimitatea lor. Nu vă mai băgați în sufletul. Lăsați-o un pic. Stați aproape. Fetele se cresc la distanță, așa, ca biberoul. Nu le atingi pe o dată de sale răzmați. Și le cucernicești, le încurajezi, le ajuți. Vrea să se facă cu rimel. Nu mai vrea să se facă cu creierul. Doamne, miluiește! Vrea să cânte la chitară. Doamne, miluiește! Nu mai vrea să se facă. Lăsați-le pentru că femeile libere se nasc niște adolescente libere. Dacă vreți să facă sclavă, interveniți în viață. Puneți-i tăbușul. Uminiți-i. Nicu-mi ea. Nicu-mi ea. Nicu-mi ea. Nicu-mi ea. Lasă-l dumneavoastră. Are noroi pe mine. Foarte bine. Nu putea să aibă curște după tragică. Nu a făcut o pătrăgerie. Deci lăsați copiii să-și găsească ritmul lor. Interveniți atunci când este risc să-și piardă sensul vieții. Gata, lăsați. Au alte filme decât noi, vă spun eu. Să le ascultă cu totul și cu totul altă bune decât noi. Stați cu mine. Dovadă că la noi vin să ne cânte cei care ne plăceau doar în anii 80. Da? Și noi suntem încântați. Ei nu. Să vezi ce greu e să organizezi la ei o concertă pentru întâlnirea vieții.
Fiecare îmi dădea cu părerea și am zis într-un coșmar de oră în care am zis toate dezbătele. Mi-a zis în altă situație, îmi pare rău, știți? Adunarea asta e pentru tine, nu-i pentru noi. Pe ei trebuie să-i întrebă pe cineva. Și că bine face. Așa cum? Nu vă spun pe cine nu am am credința la o școală din Constanța, unde regulamentul școlar intern impune să nu ai o cuciuriță la gât. Fui considerat o bijuterie. Lați o cuce mică de lemn, pe care o sfoară, se poartă pe sub. Haine, e suficient. Timpul o să vedeți să nu e așa de nu putea schimba regulamentul după cum vrem noi. Deci copiii la o școală și regulamentul spune asta, facem asta. Dar cuciurița poate sta și pe sub. Bine. Mărturie aici și pe ceva asta în asta. Dovadă sunt mulți copii creștini, ortodoxi și români, care merg pe școli din Occident și care nu crucea de la fel îi face creștini. Și crucea pe care o poartă cu ei și pe care o mărturie sunt foarte multă terminare. Cineva zice că nu mai are lame. Se poate întâmpla. Sper să fie folosit pe post de aprovizionare pentru lacrimi de crocodil. Noi când avem lacrimi, ne mai avem și că suntem neatenți și ofticați și obliniți pe noi. Îmi doresc din inimă să vă redescoperiți lacrimi adevărate, cele care nu se văd și care curg în sus de obicei. Soțul meu mă înșoală să ne găsesc de 5 ani, acum vreau să ne despărțim. Ce să fac? Să-l ieși și să-l regăsesc, să regăștii? Sau să accept ideea de despărțire? Doamne, nu puteți lupta împotriva evidențelor răului. Încercați cu demnitate să găsiți formula prin care să nu vă simțiți umilită de pe care cu asta, ar trebui să fiți mai atenți la chestia. Și e o întrebare foarte, foarte lungă. Beure este membru al Consiliului Mondial al Bisericilor. În declarația de credință a acestei organizații aberante se afirmă că nimeni nu deține adevărul de plin. Cum e posibil ca noi care suntem Biserica cea una Sfântă și Apostolică să ne aparținem de asemenea organizației eretice? Uitați-vă că vă spun, aparținem și teritoriul României. Teritoriul României nu sunt numai sfinți. Faptul că suntem sub o umbrelă în care ajutăm să ne afișăm identitatea, nu înseamnă că păstrăm identitatea lor. Dacă citiți corect ce scrie România la organizația aceasta a bisericilor, veți vedea că nu sunt prostiile pe care le cumpliți. Se vede că se sunt citit cu tot respectul și cu toată dragostea. Uneori aparține unor umbrele, nu? Deci poți să fii preot de Portul Constanța. Nu înseamnă că Portul Constanța sunt numai sfinții de pe pereți. Mai sunt și băieții de la Rutii și mai sunt și schimbătorii de valută, nu mai sunt așa de mulți ca băieții de noastră, sunt. Dacă există umbrele care au făcut o realitate mult mai amplă decât realitatea în care trăim. Că autostrada spre București, care este una, nu sunt mai multe, am constatat și la seară, am încercat să intrăm și nu mergea decât de Rutii și la parte. Nu poți merge tot timpul pe contrasens ca să dovedești că ai dreptate, ci să mergi pe sensul pe care te indică ei. Și atâta problemă nu sunt. Unirea pe care o caută ei și a răspund că noi suntem mâna asta așa. Ce trebuie să facă ei ca să intre în biserică? Cu ei este foarte larg. Acest ei din biserică. Eu am fost în câteva misiuni ale Bisericii Ortodoxe pentru în astfel de situație. Am fost până în Ghana. Ghana, știți că este un stat din Africa, un stat frumos, interesant. Nu trebuie să-i facem pe oameni să fie, să semene cu noi ca să fie ca noi. Unitatea de diversitate, diversitatea de unitate. Știți, dacă știm că suntem una Sfântă, Suvodnicioasă și Apostolică Biserică, ne suntem în poziția de așteptare din anii. Mi-e spun mamele când ne pleacă fetele de sărbătoare și pe părinte, ce să vă fac? Ca asta pleacă, se duce acolo, mama începe un scenariu. Pleacă, se duce, ajunge acolo și ia loc de muncă. Se îndepăstește de un neamț. Ăla e luteran, cel mai bun ca mai domnul e mai bun, nu mai sunt luteran. E așa, e venit. Bun, și ce ne arătă? Și Doamne, n-avem a face decât să așteptăm. Întreu și ne împărătește. Poziția corectă a unei biserici este să conserve adevărul de credință, să fie dezaurizatorul credinței, mărturisitorul ei, dar nu cu prețul luciferii celorlalte de lângă noi. Biserica Ortodoxă n-a avut inchiziție. N-a fi păcat să o creăm acum în epoca modernă, după ce am văzut unde duce inchiziția. Ce putem face este, acceptând dialogul, până la punctul în care credința noastră ar putea fi afectată, să dezvoltăm o asemenea misiune luminoasă și frumoasă, încât oamenii să nu poată ieși de pe biserică. Slujam în Italia la un moment dat, știți că sunt și catolici, da? În Italia avem și catolici.
Și slujeam într-o biserică foarte mică, o propădășenie de biserică. Și m-a dus eu acolo ca român, în hotărât. În Duminica Florilor m-a dus, zic, nu există Duminica Florilor fără salci. Unde se găsește o salcă în buricul patului? Am filat eu o salcă în curtea unei case. Și zic, mă duc să iau, Dumnezeu mă ierte, mi-am luat studenții cu care eram în grup, și voi nu stați de șase, că dacă te prindă, cum e? Dar stați aproape că n-am zis niciun gard de viața mea. M-a ajutat să sar pe partea lată și la tot să vedem cum facem. M-a dus și cu o foarte, foarte frumoasă, am luat cu foarte, că am început să tun, dar plata largă, becuri, gata, adică e copă în presă. Nu era un alt copă, sigur, că atunci ar fi apărut că am tăiat o pădure de copaci și am văzut lemnul la un stie și am făcut fluieruri pentru arbitrii care au mințit de niște metri și bă, să încep. Ce sunt foarte serios, afară. Eu, local, nu prea știam nici italiană că se pot veni de complete. M-au ajutat copiii ăștia de la gardă. Vineam și cu tine, că se întâmplă să avem o sărbătoare, nu avem de unde, nu am tot cartea. Și cel mai aproape de biserica care nu ești, te rog frumos să mai ieți, că n-am o decât atât. Nu e nicio problemă, stai că mai dau și eu, e foarte înalt, așa, că trebuie din copul ăsta. Dă-i, mai atunci somnul și atunci somnul să alcea. Mulțumesc frumos, zic, nu vreți să vedeți duminică, zic, cum să duminică? Duminică ne trezim, ca mare de neamă, dacă doi cu topul urechi, știți, cu căpunat. Foarte serios și noi sunt și binecuvântat, iar le spun la unilor noștri, uite, pare rău să vă întâlnesc la popa, am furat asta, e, dar ce să facem, am luat împrumut, îi dăm la primăvară înapoi, să ajute ramul înapoi prin șef. Și uite asta de detalii, mai e primă, mai sens. Apoi, vine din Dumnezeu, dar am zis, câți români sunteți aici în biserică? Că zic, uite, inițiați o sens de 13 la o biserică și acum să spună 400 de ani. O lume jumătate. Păi și cam cât sunteți? Păi zic, uite, o să răstrecem în jur de 2000 de pași. Și uite, eu îți dau aprobarea să faceți afară o chestie asta. În timpul ăla era primarul Palului. Altă treabă tot acolo și cu asta și închei. Apropo pentru toți cei care simt că sunt plecați de acasă. În curtea unde aveam institutul, la Don Mață, se chema colegul, era o magnolie care nu florise de ani de zile. Știam ce înseamnă magnolia pentru onoarea padovanilor, știam despre ce e vorba acolo. Și la un moment dat, profesorul meu, care era și directorul seminarului, trebuie și spune, nu un seminar teoretic, un seminar acolo, un colegiu care să mă înțelegeți, n-am fost la un seminar, adică am fost la o școală după seminar. Și nici n-am seminar cu chimie fizică, și la un moment dat vine părintele și spune Corața, iar nu am să uit că trebuie să zice Constantin, să știi că săptămâna asta o să avem și lucrări în curte și o să scoate magnolia de acolo, monseniore, nu se poate că zic, dacă scoți magnolia, eu mă gândeam la românilor și din noaptea de Paște. Nu se poate că e o grafă mare și poate avem pește că vin să facem slujba afară și... Ce da, mai dreptate. Așa, o să facem după înviere, înseamnă că o să ne ajutați voi să o spunem. Zic, uite, vin cu românii și o să vom noi să facem. Românii să fie ceva să facă. Și, la un moment dat, vin la noștri. Și zic părintele, să știi că asta e o magnolie ortodoxă, nu e catolică, de aia nu părinte. A râs și el, a râs și eu. Seara vin românii noștri în ședință de Consiliu, acolo cu face de înviere, unul dintre părinții de la, Târgu Neamț, și păi la Pașii că n-avem copul. Păi băi, nu așa, că tragem copul tot așa, noi avem 5 minute. Și păi, și cum facem? Zic, păi, a rezolvat cu sarmalele, cu lumânările, cu... Dar totul, n-avem copul. Și am spus, bă, să ne înțelegem. Pe undeva așa, e așa undeva rânduim un gest, un semn prin care să înțelegem că avem și copul. Bine, părinte, așa de să cu copul. Așa am zis eu atunci, că a făcut slujba de înviere. 2000 de oameni într-o sală mai într-o curte cât, într-o curte cât biserica asta. 2000 de oameni. Piciorul era, nu puteai respira, cu toate că nu era nimic. Dar așa e emoția în momentul. Eu că pot să ajung la lista, așa, luat Evanghelia, am luat cu tricolorul. Știți? Hristos nu putea să aibă decât tricolorul. Am ieșit cu el. Copul au început să plângă, era doar de casă, romani aceea, 95-96, când dormeam pe sână. Știți că aveau români care acum ne dau lecții de curtoazie, duhovnicească și democratică, dar i-au dormit și ei sub bănci la început. Și sub bănci la din partea lor în alte bănci. Dar erau așa o inimă deschisă, umblasem săptămâni de-a rândul. Și când am ajuns acolo, a pus Evanghelia pe masă, a început slujba și a primul Hristos a înviat sub ochii noștri, a florit magnolia. Frântele din mamă. Recunosc după aceea că am schimbat un pic tipicul și l-am întors și am metat și pe statutele obnecate.
Na, se potrivea acolo cu ieri, deșteptare, știi? Recunosc. Știți cum? A început să vină să mă spăreați, zice că sunt moașe, nu floare. Și a spus, au văzut că sub pământ, zvonul de clopă de acasă a trecut așa pe sub pământ. Și a lovit eu singurul clopă pe care l-am avut în avemele, magnolia asta, răspichită și uscată de ceilalți. Am mai trecut la 10 ani. Magnolia era înconjurată cu un gard. Și mai bun, mai serios, Coranța, care acum e profesor în Brazilia și șeful unui mare profesor, a scris Magnolia Ortodoxă. Dacă vrem să nu ne pierdem credința, dacă vrem să ducem din nădejdea celorlalți și vrem să ne dovedim oamenii dragostei din Hristos, trebuie să facem să înflorească toate magnoliile uscate. Nu ne e de folos să ne batem cu gărămile în piept. Nu ne e de folos să macerăm biblioteci întregi și de citate care după aceea să le aruncăm pe piață dorința de a ne îmbrăști iubii pe ceilalți. E important ca acolo de simțim să viciuneam, să punem mâna și să încurajăm. Hristos nu stă de partea celor care rușinesc oameni. Hristos nu stă de partea celor care calcă picioare. Hristos nu stă de partea ideologiilor, inclusiv ideologiilor care par să fie credință. Știți? Cel mai important pentru un om nu este doar momentul în părtășania, ci momentul în care trăiește în părtășania aceea și înainte și după momentul în părtășirii. Pentru că noi nu suntem creștini de segmente. Ori suntem creștini, ori nu suntem de noi. În altă zis, vă mulțumesc mult. V-am ținut prea trebuie să mă iertați. Mulțumesc mult. Știu că am fost foarte ocupat. Am dat și eu bordul la liturghia de la Vă mulțumesc celorlalți toți colegilor de la București și Constanța și Părintele Ieronim. Vă mulțumesc dumneavoastră că ați răbdat până în sfârșit. Și vreau pe Dumnezeu să ne facă bine, să ne țină. Dumnezeu să ne facă bine.